Începe? Stimați colegi, bună ziua! Întâi și întâi de toate, aș vrea să încep prin a vă adresa mulțumiri tuturor celor prezenți astăzi în această ședință. Liliana Nicolaescu-Onofrei sunt și împreună cu colegii din Comisia Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media, dar și cu colegii interesați de domeniul mass media și cu colegii autori la proiectul de lege care a suscitat atâta interes. Ne bucurăm că dumneavoastră ați dat curs invitației noastre și sunteți astăzi prezenți aici. E un proiect de lege care înțelegem noi că a suscitat foarte mult interes și astăzi avem în sală colegi reprezentanți ai diferitor grupuri țintă într-un fel sau la care face referire o prevedere sau alta din proiectul de lege, pentru că dumneavoastră, în mod sigur, eu cred, ați luat cunoștință de proiect, altfel nu ați fi fost aici prezenți, nu vom face o prezentare a proiectului, pentru că eu înțeleg că dumneavoastră v-ați aplecat cu mare atenție asupra lui, adică nu este o situație pe care eu, când eram student, am trăit-o la unul din proiectele de teză, da? Deci când unul dintre referenți a zis, eu nu am citit lucrarea, dar o să spun câteva cuvinte despre ea. Deci cumva, eu cred că dumneavoastră ați studiat cu atenție proiectul și de aceea ne vom bucura foarte mult să luăm astăzi act de propunerile dumneavoastră, de acele sugestii, acele obiecții pe care le aveți eventual, pentru că în cadrul Comisiei și în cadrul Parlamentului vom examina toate aceste propuneri. Ne propunem să lucrăm pentru următoarele aproximativ 2 ore. Acum este o perioadă destul de strânsă ca și întruniri și discuții la Parlament, de aceea încercăm să nu ne reținem în acest spațiu mai mult de 2 ore. Pentru ca să fim eficienți, noi vă mulțumim din nou foarte mult pentru că știm că mai multe organizații, mai mulți distribuitori de servicii media, difuzori de servicii media au venit împreună, în echipă și asta este foarte bine, dar v-am ruga în cazul în care aveți deja o opinie consolidată, poate reușim să vorbim cel puțin câte o persoană de la fiecare organizație, evident și mai mult dacă timpul o să ne permită. De asemenea, am rugat, dacă se poate, ca propunerile, sugestiile, obiecțiile dumneavoastră să fie foarte clar cu referință la prevederile din proiectul de lege și ca să mergem cumva să ne orientăm, da? Și pe aspectele pe care discutăm, eu aș avea o propunere să mergem punctual conform articolelor din lege. Da? Deci dacă avem articolul 1 cu alineatele respective, atunci să vedem cine dintre dumneavoastră are anumite propuneri, obiecții, sugestii de făcut și după aia mai departe. Pentru că, așa cum ziceam, dumneavoastră reprezentați diferite organizații și diferite grupuri care ar putea să aibă și opinii pe tot parcursul proiectului de lege, dar posibil că cineva are anumite repere sau anumite mesaje sau anumite sugestii de făcut pe o parte specifică din lege. Dacă este ok așa? Da? Bine, atunci cu permisiunea dumneavoastră o să începem și o să vă rog să semnalați printr-o ridicare de mână, deci dacă începem cu prima parte din lege, deci cu articolul 1, o să vă rog să semnalați printr-o ridicare de mână că doriți să luați cuvântul. Noi suntem și online și se face și înregistrare, deci toate comentariile dumneavoastră le vom avea la îndemână, dar oricum, cum ziceam, o să vă rugăm să reveniți și cu mesajul scris. Astea fiind spuse, poate încercăm să folosim aproximativ câte 4-5 minute ca să putem să vă acordăm dumneavoastră posibilitatea. Sincer vorbind, nu ne-am așteptat că vor fi atât de mulți participanți. Nu este exclus să mai avem și vreo ședință și cu alți participanți și pe parcursul săptămânii sau la începutul săptămânii viitoare. Astea fiind spuse, în funcție de situație, pornim, da?
Vă rugăm frumos doar să vă prezentați, domnul Pașa, cu toate că vă cunoaștem cu toții, dar să apăsați butonul și mergem mai departe. Sper că mulțumesc. Nu mă cunosc chiar toți. Mulțumesc, doamna președinte, Valeriu Pașa, președinte comunitatea Watchdog. Eu aș vrea să mă refer de principiu pe conținutul legei și să venim cu o propunere care am mai consultat-o cu anumiți colegi din societatea civilă privind parcursul ulterior al acestui proiect de lege. În primul rând, de principiu, noi ca organizație susținem întru totul dorința autorităților de a crea instrumente legislative, cadrul legal general, definiții pentru contracararea fenomenului dezinformării. Atât în spațiul audiovizual, cel reglementat deja, cât și în spațiul online. Am examinat proiectul de lege și avem câteva propuneri de principiu. În primul rând, separarea acestui proiect de lege pentru lectura a doua în două proiecte distincte, astfel încât în lectura a doua să fie votată doar componenta care vizează modificarea codului audiovizual, cu revizuirea definiției date dezinformării, să fie o singură definiție atât în legea privind libertatea de exprimare cât și în codul audiovizual pentru a nu crea disensiuni și conflicte de norme. Și la această etapă asta să fie cam tot ce să fie votat rapid în a doua lectură. Pentru că aceste componente, deci toate modificările care țin de codul audiovizual sunt bine elaborate, construiesc pe legislație și practici deja existente și sunt în mare măsură cunoscute și de mass media. Eventual se poate veni cu acea ajustare propusă și pe componenta care ține de transparența de proprietate asupra resurselor online cu domeniul .md și cam atât. Tot ce ține de modificarea legii privind serviciul de informații și securitate, celelalte definiții și proceduri propuse pentru completare în legea privind libertatea de exprimare, mă refer la definiții precum spațiu informațional public, mediatic, informații care afectează securitatea, spațiul informațional public și altele, cu excepția definiției de dezinformare, să fie comasate într-un proiect de lege separat și supuse unor consultări mult mai detaliate, lungi și atente. Explic de ce. Ceea ce se propune este o premieră legislativă la nivel european. Noi nu avem, din păcate, exemple de legislație deja funcțională din țările membre UE și alte țări de la care noi vrem să luăm exemple, pe cadru instituțional, pe proceduri și, cel mai important, pe definiții. Însăși, definirea termenilor precum informații false, dezinformare ca activitate, este foarte complicată. Este o întreagă dezbatere în mediul academic care nu este atât de veche. Există anumite sugestii date de, și atenție, experți angajați de Consiliul Europei, de Comisia Europeană, deci nu sunt recomandările nici a Consiliului Europei, nici a Comisiei Europene, din păcate, după care am putea să ne ghidăm. Plus, trebuie să înțelegem și funcționalul celor propuse. Pretind că am un pic de experiență în studierea fenomenului dezinformării, inclusiv în Republica Moldova, simpla blocare a domenelor unor site-uri contribuie foarte puțin la stoparea propagării de dezinformare. E nevoie de lucrat mai mult la mecanisme, inclusiv mecanisme de interacțiune cu administrația rețelelor sociale, astfel încât aceste mecanisme să fie și realizabile. Pentru asta trebuie să ajungem să ne putem consulta oficial și cu aceste entități. Iar atribuirea propusă către Serviciul Informației și Securitate, eu cred că aici o să ne susțină cam toți colegii din societatea civilă, este inadmisibil în condițiile existente. Trebuie să existe un sistem
de echilibre, da, cu entități legitime, astfel încât să nu poată un singur conducător de serviciu, fie și el de securitate națională, să poată să ia practic discreționar astfel de decizii. Cel mai greu va fi cu siguranță de lucrat pe definiții, dar propunerea de principiu este asta, deci nici de cum să nu mergem pe opțiunea aruncării copilului cu tot cu apa din scăldătoare, dar să înglobăm deci formulările existente într-un proiect separat de lege și să lucrăm de comun Parlamentul și societatea civilă. Astăzi am avut o întrevedere cu domnul Dragoș Tudorache, care ne-a anunțat că ei iau în calcul includerea acestui subiect în acel program de asistență Jean Monnet, care vine să susțină eforturile Parlamentului Republicii Moldova în consultări intraparlamentare și cu societatea civilă, cu mass media. Avem nevoie aici să ne consultăm cu parteneri europeni, cu experți independenți, dar cel mai important este să nu ne oprim. Deci haideți să ne gândim inclusiv la o chestie, dacă vreți, de prestigiu a țării, pentru că putem fi pionieri în această legislație. Să simțim și această responsabilitate și, până la urmă, dacă nu un fel de mândrie, când cineva o să copieze de la noi. Dar haideți să ne asigurăm că copiază lucruri bune. Asta este propunerea de principiu. Noi vom transmite exact această viziune și în scris. Mulțumesc! Mulțumim! Aș vrea să menționez aici că, evident, noi ne propunem să continuăm discuțiile și în acest format, dar nu numai. Și pentru acest proiect de lege am avut ocazia să consultăm opinia, așa cum ați menționat și dumneavoastră, deci am beneficiat de sprijinul a doi consultanți prin intermediul Consiliului Europei. Cu dumnealor urmează să avem și o discuție chiar, evident, online în acest caz, pentru că dumnealor sunt din țări îndepărtate. Și evident că atunci când am discutat și în grupul nostru de lucru al deputaților, dar și al grupului de experți pe domeniul mass media instituit pe lângă comisia noastră, au existat mai multe aspecte dezbătute. Vreau, înainte de a oferi colegilor din acest grup să comenteze aici, să zic că în niciun caz noi nu am conceput această parte de proiect ca o situație în care să se acorde atribuții improprii unei instituții fără a oferi și mecanisme sau elemente de referință în baza cărora să se ia anumite decizii. Evident, dumneavoastră aveți dreptate, pe domeniul online, reglementări deocamdată foarte puține, deși îngrijorări foarte mari, inclusiv în Uniunea Europeană, există această parte de îngrijorare și atunci când este vorba de marile companii, este într-adevăr mai greu, dar țin să remarc că și în această situație de urgență în care suntem, instituțiile statului au abordat și Facebook, și TikTok, și alte organizații, alți furnizori de acest gen. Acolo unde au fost foarte clar situațiile în care informația prezentată era de natură să prezinte un risc pentru cetățeni și pentru spațiu informațional, au reacționat, dar este adevărat că se reacționează mult mai greu. Acum o să rog colegii din grup dacă ar fi să comenteze anumite aspecte, pentru că la partea de definiții și noi am discutat în grup. Poate domnul Bunduchi, dumneavoastră reveniți aici cu... Da, vă mulțumesc, stimați colegi, vă salut și câteva cuvinte la ce s-a spus. De acord 100% cu domnul Pașa, sunt îngrijorări atunci când vorbim de cântărirea informației, astfel încât să spunem că cântărește până la dezinformare. Și, în fond, îngrijorarea asta este universală. Iată de ce până acum nu sunt instrumente concrete prin care să determinăm și să contracarăm dezinformarea. Noi vom mai avea, evident, discuții și consultări multe. Nu știu dacă vom ajunge la o înțelegere uniformă a lucrurilor, pentru că așa e natura informației. Aceeași informație,
distribuit unui grup de oameni, pe cineva îl face docil, îndoctrinat, pe cineva îl face dimpotrivă. Așa funcționează prin om informația. De ce e foarte complicat? Dar când vorbim de, mi-mi place foarte mult îndemnul ăsta, haideți să nu fim tot timpul devoratori de valori democrații, poate și mai generăm niște valori și pentru alții. Și am spus-o mai multe rânduri că noi avem experiență mare în sensul ăsta în electoral, pentru că avem alegeri apar în tot anul, și pentru că suntem într-o situație în care suntem, am putea genera pe segmentul contracarării dezinformării, pentru că ne zbatem în dezinformare atâția ani. Haideți să găsim împreună. Ceea ce se întrezărește în acest proiect de lege e că, indiferent cui îi se vor delega aceste atribuții să contracareze informația, deja e bine că se încearcă a da o definiție a ce înseamnă contracarare. Și contracarare nu înseamnă să stopezi site-ul pentru că are denumirea, dar pentru că este identificat, este evaluat și este calificat ceva ca dezinformare. Adică procedura este că ai o metodologie, ai monitori, ai descoperit, ai evaluat, ai calificat și doar atunci intervine sancțiunea. Iată, noi asta vedem că sunt niște contrabalanțe pentru a nu, tocmai pentru a nu face abuz, a nu interpreta arbitrar ce informații și ce este dezinformație. Dacă noi am ajuns la înțelegerea deplină că trebuie să luptăm cu dezinformarea, poate ne axăm pe găsirea unei definiții a acestei noțiuni, pentru că nu trebuie să pedepsim informația falsă. Este informație falsă nevinovată și este informație falsă devastatoare. Haideți informația falsă devastatoare, să-i spunem dezinformare, să ajungem la o definiție care poate să funcționeze. Temerea, cred că majorității, e cum acel organism care va fi investit cu această atribuție să contracareze dezinformarea, să acționeze. Că va fi SIS, că va fi, ca în Ucraina acum, un centru de contracarare a dezinformării, nu cred că cineva acum se va apuca să creeze ce organisme noi în stat, da? Cu bugete și cu nu știu, nu știu dacă va merge la așa ceva, bună oară, guvernul. Dar dacă am ajuns la înțelegerea că trebuie să contracarăm dezinformarea, haideți să șlefuim ceea ce avem. Închei cu ce am început. Multe discuții ar putea șlefui unele definiții și identifica unele organisme care să funcționeze. Ne vom da seama pe cât de precise și pe cât de bune sunt mecanismele după ce vom încerca să implementăm asta în practica reală. Dar până atunci trebuie să facem acest efort pentru a șlefui noțiunile și mecanismele de identificare, evaluare, calificare și contracararea dezinformării. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Dacă putem să mai rămânem aici pe articolul 1, dacă mai este cineva care să se pronunțe. Vă rog să semnalați pentru că eu nu văd... Da. Și neapărat vă rugăm și să vă prezentați înainte. Da. Bună ziua! Eu mă numesc Andrei Lutencu, Centrul de Politici și Reforme. Eu credeam că noi încă eram la partea introductivă și n-am trecut la articolul 1 ca să descoper că noi trecem mai departe curând. Da, eu în principiu am vrut să mă refer la prima parte a proiectului de lege. Eu sunt de acord că ar fi bine ca să fie examinate separat și să dedici mai mult timp discuțiilor la aceste proiecte de lege. Referitor la prima parte care ține de atribuțiile serviciului de informație și securitate în contracararea dezinformării, și anume în folosirea acestui instrument de indicații executorii, e mai degrabă o întrebare și sper că nu retorică.
fiindcă acest mecanism a fost, din câte înțeleg eu, pilotat pe perioada pandemiei. Serviciul de informații și securitate a avut, l-a exersat timp de 3 stări de urgență, două legate de COVID și una legată de criza gazelor. Și întrebarea mea ar fi cât de eficient s-a dovedit să fie acest mecanism. Ori noi am văzut listele de site-uri publicate, noi ne dăm seama că majoritatea cazurilor acestea au fost fie marginale, fie cu public foarte mic și impactul acestui acțiuni, pe de o parte, nu pare să fie foarte mare, cel puțin din perspectiva mea, dacă noi mai suntem aici la masă și tot vorbim despre efectele dezinformării asupra sănătății publice, dacă vorbim despre COVID. Deci întrebarea este dacă, într-adevăr, acest instrument de indicații executori în felul în care s-a aplicat până acum a funcționat și merită să fie păstrat și merită să fie extins în afara stărilor de urgență pentru situații și să fie normalizat și instituționalizat pentru, da, în legislație. Și eu cred că nu. Totodată, ceea ce a ratat perioada stărilor de urgență este că chiar și după un an, Serviciul de Informații și Securitate nu avea o metodologie clară și publică prin care să fie clar care surse de informare sunt suspicioase și periculoase. Noi am solicitat și noi ni s-a făcut referință doar la hotărârile CSE și la un ghid de depistat informațiile false, care era un ghid public dedicat, de fapt, consumatorilor de media și nu unui organism care depistează și blochează site-uri. Pe lângă asta, trecând, da, și cred că dacă se optează pentru atribuirea acestor funcții oricărui organ de stat, nu neapărat SIS, dar cine n-ar fi, cred că este imperativ, dacă tot vorbim despre limitarea libertății exprimării, să fie stabilite foarte și foarte clar criteriile și metodologia în baza cărora să iau deciziile. Și trecând la următorul punct, aceste decizii totuși consider eu că trebuie să fie mai degrabă cu caracter de recomandare, iar decizia finală să o ia așa cum se întâmplă acum și așa cum este un principiu acum în legislația privind libertatea exprimării de către instanța de judecată. Ori noi acum o să instituim o excepție de la procedura de acum în legea că e din 2010 se numește lichidarea mass media și noi stabilim o excepție în care mass media, în cazul dat un site sau accesul la un site este blocată în afara unei proceduri judiciare, adică în afara unei dezbateri în contradictoriu cu explicarea motivelor și justificărilor dacă această informație este sau nu este interzis prin lege. Tot aici, cred că, da, aș sări puțin înainte și la partea cu interzicerea website-urilor care nu publică numele, adresele, alte date ale celor care dețin aceste website-uri. Eu cred că aici tot trebuie o discuție și mai ales trebuie o analiză din punctul de vedere a libertății de exprimări, din punctul de vedere a activităților, avertizorilor de integritate, altor apărători a drepturilor omului. Există motive nu neapărat de rea intenție din care oamenii preferă să fie anonimi online. Iar regula de publicare a datelor celor care dețin website-uri este mai degrabă excepție în spațiul european decât regula și chiar și acolo unde este implementat, cum ar fi în Germania, este supusă criticilor, inclusiv din punctul ăsta de vedere. Deci eu aș sugera că această privedere la fel să fie examinată din punct de vedere a impactului asupra dreptului la libertate exprimare și mai ales a activității activiștilor, avertizorilor de integritate și așa mai departe. Ori, acum cum este inserat în lege, există o prezumție de ilegalitate a
a informației anonime, care nu știu dacă merită să avem așa o prezumție atunci când standardele internaționale din contra face excepție în cazuri foarte limitate pentru publicațiile care pot fi blocate sau care pot fi a priori, da, publicarea informațiilor a priori blocată, și excepția se referă la cazuri de de incitare la violență și de incitare la ură, cazuri foarte îngust apreciate. Și dacă tot am vorbit, ultimul punct aici, dacă tot am vorbit despre necesitatea de a examina proiectele și prevederile separat, cred că trebuie să fie și ceva timp pentru a aviza proiectele care afectează direct libertatea de exprimare și cu mecanismele europene, Comisia de la Veneția, care are expertiză în acest domeniu, și public și opinii în acest domeniu. Mersi. Aș vrea aici să ofer cuvântul domnului Spânu și domnului Macovei după. Mulțumesc. În această ordine, da? Da, domnul Macovei, dacă îmi permiteți. Mulțumesc. Colegi, prevederea care se referă la blocarea site-urilor care nu au pe paginile lor la loc vizibil informațiile de contact îmi aparține și eu vreau să explic aici puțin. Domnul Țiancu a menționat trei crize când hotărârile Comisiei de Situații Excepționale au avut oarecare impact vis-a-vis de ce se întâmplă în spațiul media și nu numai, dar a uitat să menționeze cea mai recent criză, criza războiului din Ucraina. Eu vă rog foarte mult să, atunci când discutăm acest proiect de lege, să înțelegem contextul în care noi ne aflăm astăzi. În 2016, noi toți ne râdeam despre fake-ul, despre 30.000 sirieni care o să vină în Moldova dacă o să fie votat un anumit candidat. În 2019, argumentul că unul dintre candidați sau unul dintre politicieni ar fi lesbi sau gay a fost folosit. În 2022, noi deja trebuie să luptăm cu fake-urile care nouă ne spun că, de fapt, omuleții verzi nu sunt cei răi, ei sunt cei buni și ei aduc pacea și ei luptă cu nazismul. Deci, fake-urile continuă să evolueze și acesta este contextul informațional în care noi ne aflăm astăzi. Este important să înțelegem acest lucru. Acum, vis-a-vis de această prevedere care eu am punctual, da, care dumneavoastră ați menționat-o pe blocarea site-urilor, eu vreau să-mi numiți acum o sursă de informație, un portal media de bună credință care nu are contactele sale pe pagină, care nu are link-ul sau un e-mail, un număr de telefon. Spuneți-mi, vă rog, există așa portal, surse media, care să nu aibă informațiile de contact? Dimpotrivă, sursele media sunt cointeresate ca cititorii lor să poată să-i contacteze, să le ofere mai multe informații, să le ofere mai multă claritate asupra evenimentelor care se întâmplă. Această normă este una foarte simplă, este una destul de restrictivă, dar în același timp nu este una permanentă. În scenariul în care ANRCT sau oricare altă instituție face o sesizare, analizează un anumit site, o anumită platformă și acolo nu sunt prezente informațiile de contact, ce se întâmplă? Accesul la acea platformă sau la acel site este blocat temporar. Deci asta poate dura o zi, poate dura câteva ore până la remedierea situației. Cetățenii noștri au tot dreptul la replică să poată să contacteze acele site-uri sau acele surse de informații care îi vizează personal. Cred că aici jumate din sală a fost victima fake-urilor când despre voi se scrie tot felul de... Da. Și nu aveți niciun instrument ca să vă apărați numele. Dimpotrivă, persoana care este vizată în fake-uri, ea este pusă într-o poziție foarte și foarte complicată, pentru că tu trebuie să demonstrezi cuiva că nu tu ești, că fake-ul despre tine este fake. Este o situație penibilă. În același timp, anonimitatea, da, principiul anonimității, care spațiul internetului este foarte apreciată. Această normă, nici de cum, eu pot să vă dau
un milion de alte posibilități prin care oamenii care vor să fie anonimi o să rămână anonimi, începând de la același VPN, începând de la... Eu nu vreau să dau idei, dar eu vă zic, această normă ne permite ca noi să nu mai luptăm cu morile de vânt. Ca să creezi un site, să plasezi pe dânsul un fake, durează 10 minute sau mai puțin. Noi avem deja cazuri când diferite bloguri sau site-uri de știri, copycat, de care doriți, au apărut pe spațiu media, au fost folosite drept sursă de alte surse, de alte portaluri, canale Telegram, televiziuni, au fost folosite într-o veselie. Cine trebuie să se ocupe de chestia asta? Dumneavoastră știți foarte bine, ca să lupți cu un fake, trebuie să cheltui de 1000 de ori mai multe resurse. Acum, oricine bun de cap poate să creeze un fake și să-l lanseze. Rămâne nou ca societate să luptăm cu ele prin metodele posibile și imposibile. Încă o dată vreau să reiterez, această măsură nu este una permanentă. Restricționarea accesului la anumite site-uri care nu au prezentat informația se înlătură foarte ușor. Și noi vrem să aducem mai multă civilizație în spațiul nostru virtual. Mai multă civilizație. Tu trebuie să știi, dacă intri pe un site, consumi informații, trebuie să știi cine a scris asta sau cel puțin să ai un contact. Dacă intri pe un site și vrei să faci cumpărături, tu trebuie să știi cine se află în spatele acelui site. Astfel noi să civilizăm un pic spațiul ăsta internet. Pentru că la moment tu poți fi victima scamurilor, fake-urilor și tot felul de murdării care se întâmplă online, pentru că nu este civilizat. Și eu vă mai repet o dată, asta nu este o măsură permanentă, este doar până ce se plasează informația de contact. Și să-ți plasezi tu pe site-ul tău informația de contact nu este ceva super complicat, nici din punct de vedere tehnic, nici din oricare alt punct de vedere. Vă mulțumesc. Și să accepți responsabilitatea pentru informația pe care o faci public, tot nu trebuie să fie o problemă. Domnul Macovei și după aceea domnul Lutenco și domnul... Da, bună ziua, doamna președinte, Pietru Macovei, Asociația Presei Independente. A fost o greșeală strategică să-i oferiți mai întâi cuvântul domnului deputat, pentru că eu am de gând să spun același lucru și iese că eu îl repet ce spune el. Bun, colegi... Dar odată putem și noi să avem niște merite. Colegi și colegi, haideți să nu numim media cei care publică dezinformări. Și îmi pare rău că există această, inclusiv o percepție artificială că acest proiect de lege ar putea să afecteze media de bună credință, sub nicio formă. Media, și despre asta am vorbit, trebuie să facem să clarificăm și legislativ cine sunt jurnaliștii, ce este instituția media, iar obligația de a semna și respecta, atenție, și respecta deontologia profesională este principalul indicator al unei instituții media. Toți cei care nu fac lucrul ăsta nu sunt media. Asta este un principiu înțeles în toată lumea. La noi nu știu de ce să înțelegem mai puțin. Iar transparența proprietății, transparența în genere actului jurnalistic, inclusiv a proprietății, este o obligație deontologică. Domnul Bunduchi aici de față, care a contribuit la scrierea codului deontologic, poate să confirme. Jurnaliștii trebuie să asigure transparența proprietății platformelor mediatice prin care pretind să-i acuze pe alții că este transparentă guvernarea sau nu. Acum, ca să revenim la discuția pe care o purtăm cu competențele SIS, eu nu văd nicio problemă să fim noi pioneri. Eu cred că dacă vom face lucrurile bine și competențele vor fi clare, atunci, why not? De ce să nu ia alții exemplu de la noi? Există o recomandare a Comitetului de Miniștri din anul 2018, privind rolurile și responsabilitățile intermediarilor serviciilor de internet, care spune că autoritățile statului ar trebui să obțină un ordin din partea unei autorități judiciare sau a unei alte autorități administrative independente. Și aici este mica mare problemă din proiectul de lege. Noi fie mergem pe calea judiciară să existe o hotărâre judecătorească privind blocarea unui site, fie creăm o instituție, atenție, independentă de SIS, sau o instituție care ar putea consulta SIS înainte ca SIS, conform prevederilor proiectului votat în prima lectură, să emită acea indicație obligatorie.
Din punctul meu de vedere, dacă nu avem capacitatea, inclusiv financiară, să creăm o instituție nouă și nici nu cred că este nevoie de ea, ar trebui ca în proiectul de lege să existe un filtru obligatoriu pentru serviciul de informații și securitate, fără de care nu va putea fi emis acel ordin executoriu de a bloca un site sau altul. Cine ar putea fi acel filtru? Comunitatea de experți. Există Consiliul Consultativ, sau înțeleg că în zilele următoare guvernul va aproba hotărârea prin care se va constitui un Consiliu Consultativ pentru implementarea strategiei de protecție a spațiului informațional, cu paliere mediatic și de altă natură, care ar putea fi capacitat acest Consiliu, astfel încât, în baza unei metodologii, și aici cu 300% de acord cu colegii care au spus, trebuie să existe o metodologie clară. În ce condiții se blochează, cum este adoptată decizia, cum poate fi contestată. Dacă se adoptă acest filtru, din punctul meu de vedere, acest efort ar putea fi unul sustenabil și funcțional. Mulțumesc, o să revin cu alte articole. Mulțumim. Înainte de a oferi cuvântul colegilor, doar aș vrea să fac o mențiune. Pentru situațiile în care, și noi deja le-am văzut în spațiu public, da? Există persoane clare care promovează mesaje mincinoase care provin de la autoritățile unui stat agresor, cum este Rusia, da? În această situație concretă, la vecinii noștri în Ucraina. Eu mă întreb, în ce situații ar trebui noi să convocăm consilii de orice natură care să stabilească că aceasta este o informație care justifică sau promovează agresiunea militară, da? Deci noi ar trebui să mergem în instanța de judecată pentru ca acest lucru să fie demonstrat? Mie mi se pare că aici este o problemă. Asta este un lucru absolut vizibil și respectiva persoană ar trebui să, deci în cazul ei, ar trebui să se acționeze imediat și după aceea să se dea posibilitatea să se meargă în instanță dacă dumnealui consideră că nu a făcut asta. Deci sunt cumva situații, după exemplu celor 30.000 de sirieni, sunt situații foarte multe care au fost vehiculate în spațiu public și din păcate noi cumva stăm și zicem că da, dar nu există. Aici e un pic altceva. E momentul în care este vizibil pentru toată lumea, dar nu există instrumentele și pârghiile de acțiune. Ori noi, atunci când am lucrat la proiectul de lege, am inclus și această sugestie. Deci nu e pur și simplu acțiune în orice situație, dar în situații care reprezintă informații ce afectează securitatea spațiului informațional. Și aici nu este vorba doar de cele care incită la ură și violență și care cumva sunt mai uzitate sau pentru care există prevederi și acum, să zicem, mesajele care incită la ură și acum sunt reglementate și în codul serviciilor media audiovizuale. Dar dacă este cazul să ne uităm mai atent și pe aceste elemente pe care noi le considerăm destul de grave și trebuie acționat imediat, deci cred că asta trebuie să facem. Dar, evident, subliniez și eu, este foarte important ca în aceste situații evidente să se poată acționa imediat, în situații care prezintă anumite aspecte problematice, să existe aceste instituții sau instrumente consultative, începând de la ceea ce ar urma să fie creat Consiliul de care vorbea domnul Macovei, dar și instituțiile, organizațiile neguvernamentale din domeniul media, dar și același Consiliu de presă ca organ de autoreglementare. Deci, cu scuzele de rigoare, domnul Lutencu, domnul Munteanu și după aceea domnul Pașa. Da, mersi mult. Ca să răspund la adresarea mie, în primul rând, eu nu am uitat de ultima stare de urgență, eu trăiesc cu ea în fiecare zi și eu mă refeream la celelalte ca și exemple în care s-a aplicat această ordonanță de către SIS. Și întrebarea mea era cu cât succes s-a aplicat această ordonanță și dacă asta a lucrat. Și de asta am spus despre asta. Referitor la cât de pionieri vom fi noi cu prevederea în formularea actuală, nu vom fi cu siguranță primul stat în care serviciile de informații și securitate blochează surse de informare. Și KGB-ul înregistra fiecare mașină de scris. Deci trebuie să fim foarte atenți în ce domenii vrem să fim noi pionieri.
Și în final, dacă tot am ajuns la tema anonimității pe online, ați vorbit mult despre deontologia jurnalistică și că nu trebuie să rămână nesemnate materialele jurnalistice. În redacția actuală, prevederea dată se aplică tuturor site-urilor web, fie asta jurnalistici, fie asta acei autori de poezii, nu știu de care, erotice, care vor să rămână anonimi. În cazul dezinformării, Andrei, dezinformării. Dacă sunt autori de poezii erotice, citim cu plăcere, dar mă tem că nu-i vorba. Nu la poezii, dar la dezinformare și informații care afectează securitatea. Da, există diferite motive din care oamenii vor să rămână anonimi online. În redacția actuală nu se face referire la publicațiile mass media, ci la absolut toate website-urile. Și rămânând aici, însuși domnul deputat a spus că cel care vrea să rămână online va rămâne, și asta este adevărat, și m-ați întrebat pe mine dacă știu vreun site care îl respect și care nu publică informația despre creator. Eu știu așa un sat, este un grup de activiști în Germania, unde este obligator să ai acest impresum, să scrii numele cuiva acolo. Există un grup de activiști ecologiști care au pus la impresum numele Valentinii Buliga. Și astfel au stârnit un mic scandal și la noi anii trecuți. Deci se poate de evitat, probabil se va evita, probabil e foarte greu de implementat, probabil e foarte greu de controlat, pur și simplu mai dăm un instrument cuiva de a închide site-uri sau de a bloca accesul la site-uri. Mersi. Noi ne vom strădui să luăm, să îmbunătățim în așa fel încât să nu existe dubii. Bună ziua, stimați colegi, numele meu este Victor Munteanu, eu sunt directorul Departamentului Justiție și drepturile omului la Fundația Soros Moldova. Am să trec peste laude, am să trec peste faptul că indubitabil că acest proiect este, un astfel de proiect este necesar, și am să mă opresc la lucrurile care sunt îngrijorătoare din punctul meu de vedere, inclusiv în ceea ce privește primul articol. Domnul deputat a vorbit despre necesitatea civilizării spațiului informațional. Nu punem la îndoială acest lucru. Mai îngrijorător este faptul că civilizatorul pe care l-ați găsit este SIS-ul. Eu aș pune întrebare. Este cineva de la SIS în sala asta? Eu vreau să întreb oamenii de la SIS, dar câți specialiști au ei în libertatea de exprimare? Pentru că raportul, echilibristica dintre dreptul la libertatea de exprimare, pe de o parte, și pe de altă parte, securitatea și necesitatea asigurării securității este o problemă juridică incredibil de sofisticată și complicată, asupra și-au bătut capul nenumărate minți luminate juridice. Dacă dumneavoastră credeți că actualmente în SIS avem astfel de oameni care sunt capabili, uite așa, să zică, da, uite, e bun, asta e neagră, asta e albă, asta e albă, asta e neagră, și să emită acele, cum sunt numite aici, indicații executorii, mie după mă scutur când aud cuvântul ăsta, indicație executorie, eu aș vrea să-i văd pe acești extraordinari specialiști. De ce sunt atât de îngrijorat? Pentru că eu am citit nota informativă. În acea notă informativă nu este nici o trimitere la niciun caz din jurisprudența CEDO foarte bogată în acest sens. Nici una, nici o opinie juridică, nici o părere, ca și când chestiunea asta n-ar fi chestiune juridică. Și drept argument, eu am o întrebare la fel de clară. Dar ce se întâmplă? Ce consecință suportă SIS-ul pentru emiterea indicațiilor executorii vădite ilegale? O să târâți un om prin o instituție. Zicem, dacă e suficient să greșească o dată, da, o să pedepsească 99 de indivizi corect și pe unul ilegal. O să fie târât prin trei instanțe, câte 10 zile sunt date fiecare instanță acolo, după care nici scuză nu-și cere nimic conform acestui proiect de lege. Deci, pe mine mă îngrijorează aceste larghețe și cartul blanș care este dat SIS-ului. Dați-mi notă informativă, dați-mi argumentație juridice și capacitate în interiorul SIS-ului care zic, domnule, eu sunt specialist. Că o să fie creat un grup de specialiști din acest grup, probabil din acest sală sau nu știu, pe lângă SIS, care o să spună că asta e neagră și asta e albă, asta e altceva, asta e viitor. Proiectul de lege, dacă înțeleg, va fi foarte rapid adoptat și aceste indicații executorii... Dar nu fără această parte, domnul Munteanu, deci noi despre asta și am discutat. Nota informativă nu spune nimic despre asta. Eu înțeleg. De asta și rugam să citiți și proiectul și să discutăm pe tot. Am citit în detalii. Deci nu fac acum referință la nota informativă, dar
Deci noi tocmai despre asta și discutăm, pentru că partea din îmbunătățire pe care vrem să o vedem este tocmai la acele instrumente care sunt necesare pentru orice instituție sau orice instituție care ar fi abilitată cu acțiuni în acest sens, inclusiv pentru ceea ce ar însemna acest Consiliu Consultativ care ar putea să fie pe lângă guvern, unde sunt câteva palieri, inclusiv cel media, care trebuie să-și spună cuvântul. Dar ne refeream și la situații în care lucrurile sunt evidente și noi cumva rămânem fără niciun fel de acțiune. Nu voi reține aici atenția noastră, pentru că pe noi oricând ne puteți găsi și putem vorbi și comunica. Vreau să rog domnul Pașa și după asta aștept mâini ridicate. Colegi, eu aș vrea să revenim pe esența problemei. Discuțiile foarte largi pe care le ducem noi aici sunt doar despre site-uri, domeniuri. Exemple aduse de colegul Lutenco țin de perioada stărilor de urgență, prima dată în anul 2020. La fel, vreau să atrag atenția colegilor, în SIS sunt diferiți oameni. Ei au și câțiva care, în limita, sunt specialiști și sunt bine intenționați, dar oamenii sunt diferiți acolo. Ei nu au independență instituțională suficientă pentru a lua astfel de decizii. În anul 2020, de ochii lumii, au închis 20 de site-uri pe care le-au găsit într-o listă publicată de colegii de la Stop Fals, jumătate erau oricum moarte, în sens că nefuncționale. Și noi am spus, uite, ăștia chiar vor să lupte cu ăștia care dau falsuri despre COVID. Și le-am expediat o listă cu motive, cu exemple, cu site-uri, cu zeci de mii de utilizatori pe zi. Cu recomandarea nu să le închidă, să le dea o preîntâmpinare publică, să înceteze. Site-uri ca NoMD, Sputnik, altele. Zero. De ce? Pentru că acele site-uri erau, cum asta se spune, redacțional prietenoase cu cei aflați la guvernare. Nu vreau să intru în detalii pe lucruri mai recente, dar nu s-a schimbat prea mult. Asta este realitatea. Specialiștii ce o să fac? O să vină la noi, la colegii de la API, de la Stop Fals, la alte organizații de fact checking, la media și o să spună, hai ajutați-ne, pentru că în proiectul de lege sunt lucruri foarte bune scrise, chiar dacă insist că trebuie să lucrăm mult mai mult. De genul că deciziile privind orice blocări trebuie să fie motivate, adică SIS-ul trebuie să facă fact checking. Știți la cine o să vină? La media, la noi, la aștia o să vină. Ori vreau un departament aparte doar pe asta, care se construiește în ani respectiv. Înțelegeți, vă rog frumos, site-urile astea sunt picături într-un ocean enorm care înseamnă internet. Dezinformare și îndoctrinare și manipulare se face în proporții de 99% astăzi dacă vorbim de mediul online pe rețele sociale. Și pentru asta trebuie să creăm instrumente în această lege și nu o să le creăm nici în 2, nici în 3 săptămâni, deci e nevoie de muncă mare și complicată. Transparența paginilor, dar care e problema? Obligați înapoi Moldata să publici datele de contact la toți deținătorii de site-uri, așa cum era pe timpuri până i-a bătut lui Plahotniuc să se ascundă trolii lui, cu așa numita lege tâmpită a datelor caracter personal. Că asta s-a întâmplat. Înainte Moldata publica datele a cui este fiecărui site pe domeniul MD. Numai că surpriză, domeniul MD este 0,001% din internet. Eu nu sunt împotriva acestei prevederi, eu sunt pentru, că oamenii cel puțin o să știe că, uite, site-urile care zic că sunt de știri, sunt cu punct.md, sunt cât de cât transparente, atâta lucru. Restul sunt mai mult sau mai puțin dubioase. Dar nu deci, iarăși, asta nu rezolvă mare treabă. Îți duci și faci un blog pe WordPress sau alte lucruri. Noi discutăm foarte mult despre lucruri minore care o să aibă un impact minor asupra combaterii dezinformării în mediul online. De asta revin. Deci, cât ține de instrumente? Da, exact asta am spus. Este acest Consiliu Consultativ care sper că după, nu știu, 4 ani în urmă trebuie sau 3 ani în urmă să fie creat. O să fie în sfârșit creat. Trebuie amendată acea strategie care suplimentar va da aceste atribuții, ulterior va trebui completată hotărârea de guvern care oricum trebuie votată, nu trebuie oprită, dar avem nevoie de timp pentru asta. Noi nu o să rezolvăm, noi nu o să găsim soluții agreabile și funcționale în formatul ăsta așa. Trebuie să ne întâlnim așa de zeci de ori, efectiv fiecare punct. De asta eu aș vrea totuși să aud poziția
deputaților pe propunerea de principiu de a separa acest proiect în două, de a merge pe acele lucruri super necesare pe codul audiovizual și să mergem mai departe într-un format de lucru lărgit cu invitarea de expertiză internațională, de acord și cu solicitarea expertizii Comisiei de la Veneția, dacă o să fie cazul, pe tot ce înseamnă online și definițiile acestea toate de detalii. Ok. Eu pot să subliniez că noi suntem interesați doar să ajungem la niște instrumente credibile și foarte bune. Și v-am auzit, deci asta o să facem și în cadrul comisiei, o să analizăm toate propunerile dumneavoastră, exact o să mergem pe acea cale care poate să ne ofere instrumente care vor putea fi eficiente. Deci fără, evident, cum ziceți și dumneavoastră, practica va arăta, dar fără situații în care echivocul să fie prea mare încât să obținem contrariu a ceea ce ne propunem. Dacă mai sunt completări pe articolul 1, da? Victor, vă lăsăm scuze, la urmă și... Eu foarte scurt, speciozis, antevorbitori. Vreau să ascultăm colegii care au venit, da. Mulțumesc foarte mult și eu o să încerc să mă axez doar pe articolul 1 și sper să ne oferiți cuvântul și la articolele ulterioare. Mă numesc Marina Mzovui, director executiv ATIC, Asociația Națională a Companiilor IT și Comunicații. Noi o să venim cu câteva aspecte de principiu. În primul rând, acest proiect de lege trebuie consultat de mai multe ori, cu siguranță că această ședință nu va fi suficientă pentru a detalia toate aspectele relevante. Strict ce ține de articolul 1, considerăm că începând doar cu... Doar o remarcă, dacă pot. Dacă sunt lucruri care s-au spus deja, o să vă rugăm să adăugați ceea ce nu a fost spus. Da, o să mă refer la concepția securității informaționale, care este menționată în articolul 7. Litera H, care este destul de vagă ca concept, ca noțiune și se face referire la niște împuterniciri adiționale oferite SIS-ului și în același timp, fără ca să vină cu explicații clare care vor fi obligațiile, care vor fi drepturile colaboratorilor de la SIS în contextul asigurării acestei securități, mai ales că s-a menționat nu doar odată acel consiliu despre care se discuta mai sus, se încearcă a fi creat deja de 3 sau de 4 ani, dar cu siguranță și colegii noștri cunosc despre acest lucru. Totodată, la articolul 10, atât noțiunea de securitate informațională și informația ce afectează securitatea spațiului informatic nu sunt nici de cum coroborate. Informațional. Nu sunt nici de cum coroborate și ele cu siguranță că trebuie să fie coroborate ca să putem să înțelegem la ce ne referim și ce acțiuni sunt întreprinse de către autorități când se dorește, spre exemplu, blocarea unui website. Alte prevederi care le considerăm noi ca fiind destul de riscante țin de acea condiție impusă autorităților, persoanelor juridice și tot așa mai departe să întreprindă careva acțiuni care vin cu amenințări la securitatea informațională. Noi avem unele norme similare în codul de procedură penală și, sincer, practicile nu sunt tocmai ok. Noi și acum avem solicitări către providerii de internet să fie blocate anumite website-uri, să fie obținute informații care nu se respectă în tocmai din punct de vedere procedural. În acest sens, noi am venit cu o serie de propuneri, deja de câțiva ani, împreună cu colegii, unde propunem reglementări sau un mecanism destul de clar prin care să înțelegem cum se decide blocarea unui website, care sunt criteriile, care, apropo, nu sunt deloc descrise în acest proiect de lege, în baza căruia noi decidem că website trebuie să fie blocat sau nu și, ulterior, procedura care urmează a fi utilizată pentru contestare. Procedura propusă în acest proiect este una excepțională, cum a fost menționată și mai sus de colegi, și credem că nu a fost studiată până la capăt pentru a fi pusă în aplicare. Mai există o serie de comentarii ce țin de conținutul online ca noțiune, care îl regăsim pe tot parcursul acestui proiect. Nu putem impune furnizorii de servicii să urmărească conținutul online, pentru că din punct de vedere tehnic nu este posibil și nici de cum nu trebuie să cadă în sarcina lor. Am putea discuta despre pagini web și atunci puteți înlocui acest termen pe tot parcursul acestui proiect.
dar nici de cum nu are vreun jucător privat obligația de a survela, de a urmări tot conținutul în mediul informațional din Republica Moldova și nu doar, apropo. Proiectul de lege, de asemenea, nu stabilește un termen exact. Se propune întreruperea imediată de către furnizorii de servicii a unui anumit conținut online. Ce înseamnă acest imediat? Este vorba de 24 de ore, o oră, 72 de ore. Este o întrebare destul de mare și, tehnic vorbind, foarte important. Noi am propune fie substituirea acestui termen cu un anumit număr de ore, fie el 24 de ore sau 72 de ore, dacă se decide să se meargă pe acest mecanism și încă o dată vă sugerăm. O să vă rugăm să ne faceți în scris aceste referințe și cu indicarea exactă a articolului ca să nu... Da, eu cred că dumneavoastră deja... Partea de conținut online, deci am înțeles referința. Cu siguranță că deja le-ați primit, dar oricum ar urma să vedeți care sunt unele detalii. Mai există o obligație generală impusă furnizorilor de rețea și serviciilor de comunicații electronice care trebuie să blocheze imediat accesul utilizatorilor. Ar urma să fie inclus aici în capacitate sau folosind mijloacele tehnice de care dispun acești furnizori. În primul rând, noi avem furnizori de diferite capacitate. Unii au o posibilitate tehnică mai bună decât alții, în primul rând. Într-a doilea rând, unele solicitări ar putea să vină, dar să fie imposibil de executat. Spre exemplu, solicitări de blocare a unui website cu un anumit domen, care o să fie blocat astăzi și mâine o să apară sub o altă umbreluță și nu știu cum o să consideră autoritățile noastre, iată o astfel de apariție. A fost executată obligația sau nu? Ea a fost obligație, ca obligație în sine, executată cu siguranță, dar nici de cum nu poate fi pus în sarcina furnizorului o nouă apariție a acestui website. Și doar un mic comentariu la acele criterii care sunt impuse excepțional în Republica Moldova, noi nu rezolvăm problema. Oricând, acea persoană care vrea să disemineze informație falsă, o poate face sub orice alt domen, sub orice alt website și noi, de fapt, nu rezolvăm nimic prin faptul că îi obligăm pe toți să publice datele de contact. Nici la nivel european încă nu este stabilită o practică cum ar merge la identificarea website-urilor. Acum se discută în Parlamentul European despre o procedură unde ar urma să fie niște fișe de identificare pentru website-uri. Ea nu este definitivată până la capăt. Dacă vreți niște reguli speciale pentru media, ok, dar haideți să nu mergem pe toate website-urile. Plus, așa cum este definit în această reglementare, teoretic, dacă intră în vigoare, ar urma să fie blocat Facebook-ul, LinkedIn-ul, pentru că se cere... Remarca noastră cu privire la conținut online, noi am înțeles-o. Noi nu ne referim aici la rețelele de socializare. Ba da, website este orice website care este publicat. Orice website, da. Website este Facebook? Doamna Leana. Da, website-ul, Facebook-ul de asemenea este un website, chiar dacă este considerat de întreaga societate ca o rețea de socializare. Da. Deci, la remarca asta, sigur, noi putem să blocăm și Facebook și LinkedIn, doar că aceste site-uri au datele de contact. Noi putem să contactăm reprezentanții lor. Câteodată e cu succes, câteodată nu e cu mai puțin succes, dar aceste site-uri, aceste platforme nu se ascund după identități false sau nu se ascund în genere de la public. Ați menționat că orice proprietar de site poate a doua zi, dacă este blocat site-ul lui, poate a doua zi să-și mai facă un domen, ceea ce absolut este adevărat, însă dacă să menționăm, să avem în vedere proprietarii de site-uri cu bună credință, lor le este mai ușor să adauge câteva linii de text pe un site decât să procure un domen nou, să facă alte mișcări. Deci este o normă care este foarte simplu de implementat. Deci, și care, cred eu, că are foarte multe beneficii. Nu este, și mai ales că nu este permanent.
mai menționez o dată. Ea are caracter permanent dacă va rămâne în lege, pentru că în momentul în care este votat, orice website, și apropo, iarăși o să fac referința că nu se face diferențierea de domen, practic tot spațiul informațional, indiferent de .com, .ua, exact, .eu, da, ar cădea sub incidența acestor prevederi. Exact, pe teritoriul Republicii Moldova, da. Eu vă garantez că nici, că marea majoritatea prestatorilor de servicii, de anumite, nu contează ce servicii se prestează, vor respecta prevederile ce țin de e-commerce, dacă vorbim de comerț online. Dacă vorbim de rețele de socializare și tot așa mai departe, nu o să găsiți acolo numele, prenumele administratorului, numărul lui de telefon și adresa de e-mail a lui Mark Zuckerberg, dar niște persoane de contact care sunt specializați să răspundă la... Înțeleg. Oricum, este o entitate care poate să răspundă la anumite întrebări. Ceea ce ați propus dumneavoastră, să ne limităm doar la site-urile informaționale, trezește mult mai multe întrebări. Deci un blog personal este site informațional, pagină unde anunț că iată s-a terminat țara în Republica Moldova, este informațional sau este de opinie? Sau pe site-ul de e-commerce, dacă postez anunțuri în blog, este informațional sau nu este? Deci eu vă înțeleg că această măsură este una foarte și foarte restrictivă, dar iarăși ea este foarte ușor de implementat și deja cred că 90% din site-urile de bună credință deja au implementat într-o formă sau altă. Mai ales că această blocare nu vine by default, adică nu a doua zi după intrarea legii în vigoare blocăm jumate din site-urile lumii. Nu, ea vine doar într-o procedură care este simplificată, dar asta am simplificat procedura asta anume din cauza că timpul este foarte important atunci când apare o astfel de resursă foarte periculoasă pentru spațiul informațional. Website înseamnă orice website, indiferent cum noi îl numim. Haideți okay, dacă pot la... să... Vreau doar să răspund la replica care... Am înțeles, dar dacă pot această discuție între persoane mai aproape de domeniu și tehnicieni și specialiști, să ne oprim aici cu remarca că noi am auzit mențiunile dumneavoastră. Doar un comentariu. Considerăm că măsura propusă de a fi blocat imediat site-ul pentru faptul că nu există anumite date de contact este exagerat de mare. Mai ales că nu există nicio țară o astfel de practică, plus la asta noi putem să limităm la punct media, la acest domen, dar nici de cum nu putem impune prestatorilor sau site-urilor la nivel internațional să respecte toate prevederile Republicii Moldova. Din Moldova noi avem acces la orice site, indiferent unde el se află, decât dacă a fost restricționat. Noi v-am auzit. Pe aceste aspecte tehnice, evident că o să lucrăm, dar o să vă rugăm să faceți sugestii și cu privire la modul în care se poate obține responsabilizarea cuiva care îndrăznește să vină în spațiu public cu pretenția de a prezenta anumite informații, mai mult de atât, în situația în care anumite resurse media, surse media credibile, să zicem, da, înregistrate ca fiind publicații mass media, își permit să preia această informație și să fie absolviți de responsabilitatea că o transferă în spațiu public ca și pe una veridică și validă. Deci dacă aveți sugestii și pentru aceste aspecte, vă rog să ne le faceți. Deci noi o să ne străduim să ajustăm toate propunerile dumneavoastră așa încât să avem un proiect pe cât se poate de bun și foarte bun și chiar vă mulțumim că nu v-ați întrecut în laude, cum a zis Victor, că de asta reușim și în alt context. O să rog acum alți colegi, în special dintre colegii din afara Parlamentului, da? Vă rugăm, dacă... Eu cred că cel puțin aici, pe articolul 1, avem majoritatea sugestiilor, cred că au fost făcute, da? Suficient de mult. Dacă putem să trecem și mai departe și dacă există colegi care vor să... Acum suntem exact la o oră și 4 minute de lucru. Deci mai avem 56 de minute și aș vrea să reușim... Evident că suntem conștienți că nu reușește toată lumea absolut să vorbească, dar, cum ziceam, o să fim foarte deschiși și o să vă rugăm până vineri să ne faceți și, dacă puteți și mai repede, și până la sfârșitul acestei ședințe să ne transmiteți remarcile dumneavoastră în scris. Vă rog, domnul Macovei și pe urmă... Nu o să abuzez, dar de fiecare dată când o să am propunere o să vin. Înțeleg că vorbim despre articolul 2 acum, nu? Despre articolul 2, propunerile de modificare, de completare a legii cu privire la libertatea de exprimare. Deja colegii au mai spus, sunt totalmente de acord, trebuie să mai lucrăm la definiții. Propunerea noastră
este ca aceste noțiuni, și anume, noțiunea care ține de informații false, informații false ce afectează la securitatea spațiului informațional, să fie trecute totuși în alte legi și nu în legea cu privire la libertatea de exprimare. Legea cu privire la libertatea de exprimare este o lege cadru, ea instituie garanții cu privire la libertatea de exprimare. Aceste noțiuni se referă la securitatea statului în general și în particular la securitatea informațională. De aceea sugestia noastră este ca aceste noțiuni redactate și completate, noi le susținem, însă ele din punctul nostru de vedere ar trebui incluse în legea cu privire la securitatea statului sau legea cu privire la serviciul de informații și securitate, legea comunicațiilor, de exemplu, dar nu în legea cu privire la libertatea de exprimare. Astea sunt propunerile pentru articolul 2. Mulțumesc. Domnul Pașa și oricine... Scuză foarte scurt. Nu sunt de acord cu remarcile domnului Macovei. O să explic de ce. Esența propunerilor făcute pentru această lege este la articolul 5. Da? Unde se definește ce este și ce nu este cenzură. Și se dezvoltă acel punct care face referire la apelurile la ură, incitarea la ură, incitarea la violență. În general, inclusiv mediul academic, este recomandarea de a trata conceptual, legal, dezinformarea alături de incitarea la ură, incitarea la violență, în același cadru logic. De asta, dacă noi vrem la articolul 5, da, să introducem de principiu ideea de a investiga și pedepsi sau preveni, interzice de fapt, dezinformarea, noi avem nevoie în aceeași lege, care este o lege cadru, lege foarte importantă, să dăm aceste definiții. De asta eu cred că anume în această lege trebuie să se regăsească definițiile, dar să fie sincronizat cu definiții similare din alte legi, inclusiv din concepția de securitate informațională, inclusiv din strategie și codul serviciilor audiovizuale, în mod absolut evident. Eu nu fac parte, n-am nicio tangență cu mediul academic, dar totuși consider că foarte ușor în această lege se poate face trimitere la legea securității statului, dacă acolo dăm definiția ce este informație care afectează securitatea statului. Bun, dar asta e o opinie. Mulțumim. Rog, alte mâini. Da, mulțumesc. La drept vorbind, definițiile astea, că vor fi într-o lege ori în alta, contează foarte mult să fie, dar în opinia mea, de ce ar fi și în legea cu privire la libertatea de exprimare, pentru că esența libertății de exprimare e dreptul cetățeanului de a fi informat și nu a fi dezinformat. Și atunci s-ar putea să se lege mănușă, dreptul la a fi informat și interzicerea de a fi dezinformat. De ce? Dar contează să fie în legislația națională aceste definiții ca ele să facă drum liber către mecanisme de contracarare a dezinformării și totodată de protejarea dreptului de a fi informat. Mulțumim. Vă rugăm. Bună ziua, Ana Groz, Asociația Investitorilor Străini. Stimați colegi, niște propuneri de îmbunătățire a conținutului. Dacă ne referim la noțiunea de informație falsă, la informația nejustificată propunem să fie modificat cu informație neprobată, iar la noțiunea de informație ce afectează securitatea spațiului informațional public, aceasta evident urmează să fie colaborat, aliniată cu articolul 32 al Constituției Republicii Moldova, unde este expres menționată care sunt momentele ce reflectă libertatea opiniei și a exprimării, dacă la articolul 2. Noi, stimată doamnă președinte, am remis și avizul și proiectul întreg changes ca să fie ușor membrilor grupului de lucru să vadă și argumentare și propunerile de modificare. Mersi. Mulțumim frumos! Dacă îmi permiteți, da, în loc de nejustificată de interesul public, cum să fie? Informații neprobate de interes public. Ori pur și simplu neprobată.
Pentru că din ce scrie în varianta asta a definiției, informația nejustificată din interesul public pune la adăpost informația care s-ar putea să fie și falsă, dar justificată din interesul public, să zicem, informațiilor, conținutul din genurile satirice, să zicem. Da? Sau informația șocantă, care poate să șocheze, dar pentru că șochează în interes public, să atragă atenția publică asupra unor probleme importante, adică niște sintagme europene. Iată de ce nejustificată de interes public, după mine, e mai la locul ei decât neprobată. Probabil vezi pentru că informația falsă poate să fie bazată pe fapte adevărate, dar scoase din context, ori spuse nu până la capăt. Prin asta atrăgeam noi atenția că e foarte dificil să evaluezi și ce înseamnă discurs de ură, nu doar informații ori dezinformare. Și asta ar trebui să facem deosebirea. Nu toată informația falsă este de pedepsit, pentru că sunt informații false care se bazează și pe fapte foarte adevărate, reale. Doar că scoase din context, ori un pic îngroșate, da? Da, dar nu sunt de pedepsit. De pedepsit doar dezinformarea, când informația falsă cu rea credință este transmisă și atunci trebuie, și iată, revenim la când s-o stopăm. S-o stopăm imediat sau să așteptăm judecata? Dacă informația falsă cheamă să dăm foc la o primărie, pentru că primarul acela nu e ortodox, să zicem. Noi ce să facem? Să mergem în judecată, să vedem verdictul final, da? În ultimă instanță, sau să stopăm? Ce facem? Așteptăm să ardă primăria? Sau poate întâi stopăm și mergem în instanță? Iată cât de fine sunt toate lucrurile astea și foarte bine că începem să conștientizăm că suntem pe un teren minat, că avem multe de discutat, dar să vedem mai degrabă să venim cu niște îmbunătățiri la ceea ce este, ca să ajungem la ceea ce ne propunem toți, că nu cred că este cineva care nu ar vrea, sincer, să avem instrumentele astea ca să putem stopa dezinformarea, pentru că am pătimit și pătimim și dacă ceva nu facem. Nu aș dori ca să discutăm pe nota asta nu-i bine, asta n-are să funcționeze. Noi știm cât de mare e internetul. Asta înseamnă să nu stopăm site-urile pe care măcar le-am identificat ca dezinformatoare? Colegi, am propus doar schimbarea termenului, nejustificată în neprobată, atât. Apropo, cu titlul de informare, Uniunea Europeană până în ziua de astăzi nu are noțiune de fake news. Noi cred că o să fim primii. Nu este chiar așa. Noi nu o să fim, că nu este așa pe vedere. Nu este chiar așa, deja există și studii, dar aici, colegi, ca să înțelegem corect. Nu sunt fake news-uri. Da, deci, dacă nu vă supărați, aici pur și simplu remarca pe care eu o înțeleg... Mulțumesc. Remarca pe care aș vrea să o fac este că aici, din ceea ce eu înțeleg că sublinează colegul Bunduchi, este că expresia de fapt care trebuie privită în întregime este informație nejustificată de interesul public, nu doar partea de nejustificată separat. Da? Deci asta este. Este integră cumva această sintagmă și la ea trebuie să ne uităm. Dar propunerea în general este să fie reevaluată această noțiune, pentru că, nu, foarte corect a menționat colega noastră, Ana, nu există o noțiune la nivel internațional, juridic vorbind, ce înseamnă informație falsă sau fake news. Nici europenii nu s-au înțeles ce să pună în legislație și atunci poate e cazul să studiem un pic exact, mai mult. Exact din acest noțiune. Motiv, și aici vedeți și dumneavoastră termenul de dezinformare propus pentru cadrul acestei legi, zice clar, dezinformarea semnifică, în sensul prezentei legi, procesul de răspândire intenționată cu rea credință a informațiilor ce afectează securitatea spațiului informațional public și ele sunt mai sus. Așa cum se zicea, informație falsă poate să fie și una care nu trebuie pedepsită.
sau cum, cu tot respectul pentru colegii noștri în Parlament, dar în momentul în care cineva dintre deputați întreabă, păi prognoza meteo când s-a zis că mâine plouă și nu plouă, va fi pedepsită, deci mă scuzați, asemenea manipulări de opinie e chiar imposibil să fie discutate. Dacă putem da, să... Domn președinte, cu sintagma fake news, ea nu ar trebui să fie tradusă ca informație falsă, știri false, dar să luăm seama că fake news-ul a fost impus în societate ca să se arate că parcă fake news-ul vine de la jurnaliști, că știri scriu jurnaliștii, așa e? De aceea și cu fake news-ul, haideți să fim un pic mai atenți, pentru că nu este sintagma cea care ne trebuie nouă și nu trebuie să o implementăm, mai ales să o aducem în legislație. Pentru că, într-un fel, culpabilizăm jurnaliștii. Dar fake news-ul nu neapărat de la jurnaliști vine, dar scriu știrile jurnaliștii. Da, vă rog, domnul Macovei, și după aceea... Eu aș vrea să încep cu un citat care mi-a aparține. Știrile false nu sunt știri. Propuneri concrete. Articolul 2, tot la definiții. Informații ce afectează securitatea spațiului informațional public. Aici sunt anumite prevederi destul de ambigui. Și știți foarte bine că legislația nu trebuie să lasă loc de interpretări, de aceea propunem excluderea, de exemplu, a sintagmei... o secundă doar... Mi-am notat aici, sunt ostile valorilor și proceselor democratice. Înțeles, deși tocmai o prevedere de felul ăsta este cea subliniată în prevederile europene și în dezbaterile europene curente, dar am înțeles. Deci este destul de ambigu, sau noi detaliem ce anume avem în vedere, dar ce înseamnă sunt ostile? O altă, la același punct, prin volumul și zona de răspândire instituie prevalarea unei ideologii în raport cu alte ideologii. Iarăși, este destul de ambigu și ar putea să creeze tot felul de interpretări. Propunerea mea este că aceste două să fie excluse sau detaliate. Mulțumesc. Mulțumim. Mâini ridicate, vă rugăm. În acest context, dumneavoastră ați spus că informația falsă nu numai decât să fie pedepsită, însă codul contravențional se completează cu articolul 365.4, din legea 4, răspândirea dezinformării, da? Se sancționează cu amendă, cu sau fără privare drept de a desfășura o anumită activitate. Da? Asta exact. Vă rog, diferența între informație falsă și dezinformare este și la capitolul de noțiuni, deci e un pic altă... Da, dezinformare tot spune că semnifică proces de răspândire intenționat cu rea credință a informat și creează securitatea spațiului informațional public. Exact. Dar spațiul informațional public înseamnă informații false. În stare nu, să genereze deci, panică. Da, dar ele sunt tocmai menționate și cele la care s-a referit și domnul Macovei. Eu, deci e altceva. Pur și simplu, vreau să atrag atenția că articolele astea o să fie aplicate tot de inspectori de poliție. Și noi aveam deja practica ca furnizor de comunicații de a colabora cu organele de drept și noi putem să vă spunem că foarte des lasă de dorit interpretările organelor de drept. Și din perspectiva asta, rugămintea noastră că legea trebuie să fie cât mai termenii utilizați, trebuie să fie cât mai corect, pentru că foarte des există tendința de a aplica și a abuza incorrect normele legale. Da, ne vom strădui să fie pe cât de explicit se poate, deși unele, într-adevăr, nu pot să fie fiindcă, mai explicite decât este aici. Fiindcă chiar și, de exemplu, cum am spus... De exemplu, Constituția nu utilizează așa noțiuni ca informație falsă sau justificată. Aici spune că mijloacele de informare publică de stat sau privat sunt obligați să asigure informarea corectă a opiniei publice. Corect. De ce să nu utilizăm o noțiune utilizată deja de Constituția Republicii Moldova fără să facem dezbateri ce înseamnă justificat, nejustificat, fals, non-fals, astea. Adică avem Constituția de unde putem să derivăm mai departe și să utilizăm corect termenii. Pentru că, cum a spus și colegii anterior, prin articolul 1, noi îi dăm SIS-ului niște atribuții, cum să-l spune, de superputere în statul respectiv.
Despre articolul 1 noi am discutat deja și am zis că luăm act de propunerile colegilor. Da. Da, vă rog să vă încheiați ca să nu vă uitați gândul și după asta comentăm și... Eu pot să vă spun, n-am dat comentarii, o să vă prezinte asociațiile, dar noi am avut situații când SIS-ul suna și spunea blocați. Ce înseamnă indicație executorie? Verbală, scris? Eu pot face atras la răspundere penală pentru neexecutarea unei indicații parvenite de la SIS în formă verbală. Adică noi când discutăm, acum noi discutăm, cum s-ar spune, un proiect de lege care, într-un fel, care reglementează drepturile fundamentale ale omului, eu cred că noi trebuie să ne luăm timp și foarte atent să examinăm fiecare termen utilizat, pentru că legea și, cum s-ar spune, obligațiile impuse, răspunderea pentru nerespectarea unor obligații sunt destul de drastice, cu privarea, de exemplu, dreptului de a activa pentru un furnizor de comunicații, de exemplu. Ceea ce este destul de serios. Și eu aș putea, în contextul articolului 1 și 2, să aduc exemplu fostului proiect de lege Big Brother, care noi cu toții îl cunoaștem, care a fost foarte discutat intens în spațiu media cu 5 ani în urmă și care a fost făcut praf de Comisia de la Veneția. Însă proiectul acela nu avea așa răspundere ca proiectul respectiv. Adică cred că poate ar fi bine să ne așezăm, să citim ce a spus Comisia de la Veneția la proiectul Big Brother, care tot a încercat să fie promovat de un partid democrat. În contextul legii aici, de exemplu, avem și că informații false se consideră și ceea ce afectează procesele democratice. Partidul Democrat liber putea să aplice. V-am auzit. Remarca mea și rugămintea era să nu repetăm deja recomandările care au fost făcute. Nu știu. Am văzut că domnul Munteanu vroia să... Da. Apropo, aș vrea să întreb specialiștii lingviști, jurnaliștii, dacă nu li se pare că răspândirea dezinformării este un pleonas sau o tautologie. Pe mine este dezinformare. Dacă răspundești dezinformarea, asta ce înseamnă? Dezinformezi, nu răspundești dezinformare. Și un întreg articol să se numească astfel, mi-i pare greșit. Articolul 365.4. Deci eu înțeleg că este vorba dezinformarea sau răspândirea informațiilor ce afectează și așa mai departe. Nu răspândirea dezinformării, este tautologie, după mine, dar mă rog. Atâta vreme cât este definiție în lege ce este dezinformare, chiar nu văd o problemă și eu sunt nota bene licențiat în filologie. Dar înțelegem remarca dumneavoastră, deci din punct de vedere stilistic ar fi bine să fie exprimarea foarte clară aici. Noi avem, este o situație când avem noțiunea de dezinformare și acțiunea propriu-zisă de dezinformare și este altceva preluarea și răspândirea în continuare pe tot spațiul și așa mai departe. Dar vă asigur că noi în Parlament avem o echipă de redactori foarte buni și de traducători de asemenea. Asta tot un licențiat în filologie spune. Da. Vă rugăm, colegi, cine ar mai dori să contribuie? Domnul președinte, dacă îmi permiteți să reacționez la niște propuneri care s-au făcut pe clasificarea sau enumerarea categoriilor de informații care nimeresc aici. Îndemnul nostru comun e să stabilim o listă cât mai înțeleasă de către toți, inclusiv de cei care vor trebui să identifice și să evalueze și să califice informații fiind așa. Lista s-ar putea să fie prea lungă și dacă este sofisticată, haideți să o îngustăm până la ce scrie și în Constituție. Și apropo, da, noi avem Constituții și parcă n-ar trebui să mai avem nevoie de legi, inclusiv de asta, așa, noi avem Biblii și n-ar trebui să avem nevoie de Constituții, dar vedeți că lumea e așa cum este și mai trebuie să facem și legi. Că dacă nu sunt clare categoriile astea, haideți să ținem sfat și poate le excludem, deși pentru mine informațiile care sunt ostile valorilor și proceselor democratice, bună oară, alegerile. Cel mai democrat exercițiu, da? Și dacă dezinformăm astfel încât ighilul vine la putere, cam nu ar trebui să regăsească cumva asemenea categorii de informații în rândul ăstora, pentru că, iarăși, dacă așa parcă s-a abstracte și dacă s-a abstracte și nu le înțelegem, evident că le excludem, dar s-ar putea întâmpla că va trebui să fie dezghiocate în metodologia
cu care trebuie să fie dotat acel organism responsabil de contracararea dezinformării. Inclusiv, și s-ar putea întâmpla că cineva nu înțelege ce înseamnă regimurile dictatoriale, poate trebuie deșifrat care anume sunt considerate. Și vedeți, aici este utilizat sintagma agresiunea militară și nu propagarea războiului, care e actual în legislația în vigoare. De ce s-a mers pe agresiunea militară? Pentru că războaie sunt și drepte. Da? Și atunci trebuie contracarată informația care promovează agresiunea militară și nu războiul drept. Dacă e... Da. Și agresiune, de agresiune este un pleonasm. E o traducere din sintagma consacrată la nivel din jurisprudența internațională, așa să înțeleg, că vom găsi o altă sintagmă. Și când e vorba de prin volumul și zona de răspândire, Constituția bunoară zice că în țară nu poate să domine o ideologie, nicio ideologie nu trebuie să prevaleze. Și bună oară, dacă cineva se întâmplă cu un holding, are 80% din audiență, când trebuie să considerăm că se merge spre dominația unei ideologii? În Codul Serviciilor Media Vizuale se spune, nu poți să ai poziție dominantă în formarea opiniei publice dacă ai audiență mai de la 35 și mai departe. Cât aici s-ar putea să se măsoare, dar după mine ar trebui, dacă Constituția spune în mod general, nicio ideologie nu poate să prevaleze. Dar la modul concret, cum să stabilim noi că o ideologie nu este dominantă? Nu cumva prin alte legi în afară de Constituție? Că dacă nu le concretizăm altcumva, atunci rămâne un cuvânt abstract și în Constituție și în viața reală. Iată la ce ne gândeam noi când credeam că sunt necesare niște categorii de informații dăunătoare, periculoase, care aduc catastrofe. Dar sunt de acord, ar trebui în varianta finală să rămână doar ceea ce înțelegem toți și înțelegem uniform. Vă mulțumesc. Mulțumim. Pe articolele de mai departe, scuzați că nu... Da. Noi vă mulțumim, asta este situația. Pe viitor, pentru că nu ne-am așteptat la o asemenea reacție și implicare, eu cred că o să ne străduim cumva să vă anunțăm cu anticipație, să facem pe blocuri. Sincer, nu m-am așteptat că la fiecare articol o să discutăm atât de mult și o să avem și participare atât de bună. Dacă se poate, o să încep, sau scuze că nu reușesc să văd mâinile. Dacă mai este vreun comentariu aici, domnul Lutenco și după asta colegii, da? Dumneavoastră și după asta dumneavoastră, ok. Poftiți. Da, eu la definiții încă, informații false, eu am înțeles prima parte a definiției, dar cu a doua am dificultate și eu nu sunt sigur dacă în formula dată, dacă tot vorbim despre claritate, e suficient de clar ce înseamnă informație expusă astfel încât semnificația ei inițială, intenționat sau neintenționat, este distorsionată și poate provoca înșelăciuni. Mi se pare destul de complicat, ce puțin eu nu foarte bine înțeleg și nu văd referință la cum ea poate fi evaluată ca fiind ca atare. Nu mă opresc mult aici. La următoarea definiție, foarte importantă lege informației ce afectează securitatea spațiului informațional public, e structurat cumva dublu. Este definiția generală, în care spune că este în stare să genereze panică, tensiuni și așa mai departe, după care e punct și asemenea informații sunt cele care. Și mie nu-mi e clar dacă a doua parte reprezintă exemple la informații capabile să genereze panică sau ele trebuie reprezintă condiții și atunci trebuie ca informația să satisfacă ambele aceste puncte, adică, de exemplu, să justifice
sau să promoveze terorismul, dar și să fie în stare să genereze panică, tensiuni și așa mai departe. Înțeleg, dar aici este cumva partea de descifrare, tipologia mai degrabă, dar înțeleg ce spuneți dumneavoastră ca formulare explicită. Ca să nu fie cazul în care, din nou, să fie o amendă, de exemplu, pentru o informație care este ostilă valorilor și proceselor democratice, dar care nu este capabilă să genereze toate lucrurile astea despre care se... se menționează în primul anunț și poate ce ar trebui de clarificat. Să fie clar care e legătura dintre cele două. Da, și tot aici nu sunt sigur despre gradul de nu știu cum se spun, gradul de pericol pe care îl sugerează expresia în stare să genereze. Poate asta ar putea fi explicat cumva sau cel puțin să avem careva repere și poate să ne gândim, din nou, nu este sugestie de a considera dacă această expresie să atragă atenția și la intenție, adică informație falsă, ea cum este formulată obiectiv în stare să genereze, dar ea poate fi informație falsă care are scopul de a, poate ar fi o definiție mai corectă. Asta e doar pentru discuție. Da, și de acord că criteriile sau tipurile de informații care sunt în listă aici ar merita de făcut mai concrete, mai ales în cazurile cele care au fost menționate deja. Mulțumim. Mersi. Mulțumim. Revenim. La articolul 3 avem tot ce ține de neexecutarea dispozițiilor Comisiei pentru situații excepționale. În primul rând, prevederea lasă loc de interpretări, mai ales că codul penal deja are o prevedere care sancționează sub o formă sau alta orice acțiuni care duc la neexecutarea prevederilor sau dispoziției Comisiei pentru situații excepționale. Acum, acest articol poate fi interpretat foarte extensiv, să zicem că se sistează activitatea unor entități, cum se stabilește legătura cauzală între decesul unei sau mai multe persoane și o acțiune prevăzută în decizia acestei comisii. Eu vreau să vă amintesc despre un precedent care l-am avut nu așa de mult timp în urmă. Un președinte de raion a decis să ignore recomandările Comisiei pentru situații excepționale în raionul în care se află sub cârma lui și care el crede că este moșia lui personală. El a introdus mai multe, a ignorat mai multe prevederi. Eu sunt de acord că este foarte greu să analizăm cauză-efect, însă noi suntem oameni care înțelegem că atunci când în țară este pandemie și un președinte raion ignoră complet cerințele care sunt elaborate de Comisia pentru Situații Excepționale și Comisia asta nici nu poate interveni în raionul acela pentru că se consideră moșia lui personală, atunci noi avem o problemă foarte mare ca societate. Pentru că, nu știu, dacă mai trebuie careva argumente ca să înțeleagă cineva că pandemia a avut un impact foarte mare și foarte multe vieți s-au pierdut anume din cauza că s-au găsit din ăștia care au ignorat ceea ce spune Comisia pentru Situații Excepționale, ceea ce spune OMS-ul, ceea ce ne spun medicii. Eu doar o să comentez că nu cred că e ok să ne bazăm pe excepții ca să introducem modificări în codul penal. Chiar e o declarație destul de gravă și nu vreau să mă opresc mai departe. Doar încă o dată să reiterez, este foarte interpretabil. Companiile, fiecare prevedere, luați fiecare punct din decizie, practic fiecare prevedere poate duce la sancționarea conform codului penal pentru că nu ai respectat prevederile. Acum, în practică, ce se întâmplă? Noi avem ofițeri care vin și verifică, să zicem, un restaurant care nu și-a asistat activitatea sau totuși nu are 50% din oameni în cadrul entității. Îi se prezintă prevederea din codul penal sau... Știm noi foarte bine care sunt alte practici în Moldova. Asta e comentariul nostru și noi o să-l menținem dacă ne permiteți.
Vă rog, mai departe, alte mâini? Da? Dacă nu sunt alte comentarii aici, vă rog. La articolul 4, lege privind regimul stării de urgență, de asediu și de război, deci la articolul 20, anume starea difuzării programelor audiovizuale. Mai aproape microfonul, vă rog. Propunem să fie făcut în baza evaluării de către Comisia Situație Excepțională a Republicii Moldova. Furnizorii la moment nu au competențe necesare pentru a face asemenea evaluare și calificare. În plus, în lipsa unei asemenea evaluări și calificări din partea Comisiei, nu se va putea asigura aplicarea uniformă acestei prevederi de către toți furnizorii, ceea ce va impacta negativ concurența loială pe piața Republicii Moldova. La articolul 42, sistarea retransmisiei serviciilor medio audiovizuale, aici considerăm că criteriul de blocare urmează fi stabilit după conținut și nu după țara de origine a acestei retransmisii. Iarăși revenim la situația când legislația europeană și națională în domeniul comerțului electronic, dar și practica europeană, nu se admite impunerea obligației de supraveghere generată de către furnizorii de servicii de comunicație electronice a conținutului transmis sau retransmis. Potrivit principiului neutralității internetului și a dezvoltării societății informaționale, statul trebuie să indice concret care pagini web urmează fi sistate și nu la decizia furnizorului. Avem practica europeană, doamnă președinte, am remis iarăși link-ul la toată legislația și așa mai departe. La articolul 59, distribuitorii și furnizorii de servicii radio, televiziuni, paginile web, iarăși, nu au posibilitate să analizeze conținutul și solicităm că aceasta să fie făcută de către o entitate specializată. O primă remarcă aici, dacă îmi permiteți, ar fi că în situații menționate de noi, atunci când e vorba de risc pentru securitatea cetățenilor și a statului, este similar cu ceva discutat anterior. Deci, pentru ca, de exemplu, Consiliul Audiovizualului să poată să analizeze partea de conținut, asta se întâmplă după ce s-a întâmplat deja, este un pic altă situație, da? Deci, un element care, din păcate, știu că este, cel puțin am văzut în spațiul public, în ședințele Consiliului Audiovizualului, avem, din păcate, colegi difuzori și distribuitori, în special difuzori, care cumva pățesc ceva atunci când trebuie să ofere partea înregistrată, da? Deci conținuturile înregistrate pățesc ceva și cumva ceva nu s-a înregistrat. Ori asta este o acțiune mai degrabă, ceea la ce ne referim noi este contracarare și mai puțin partea de evaluare a conținuturilor, așa cum se prevede în alte articole din Codul Serviciilor Media Audiovizuale. Înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar în situația aceasta chiar nu văd cum am putea găsi o altă soluție decât să recurgem la partea țările de origine atunci când este vorba de țări agresoare. Mie mi se pare lucrul ăsta explicit. Nu știu dacă colegii din consultanță ar vrea să mai zică ceva sau... Da, acest proiect de lege zice că pe perioada stării excepționale de asediu și de război gestionează dezinformarea entitatea care gestionează și situația dată, așa că nu sunt aici. Deci nu în cooperare cu CEA, pentru că s-ar putea întâmpla că nu fie suficiente forțe atunci. De aceea, aceste două prevederi de la 42 și 59 nu impune nimic să se evalueze din interior. O să accentuăm încă o dată incertitudinea prevederilor. Noi, în cazul în care s-a filmat un interviu pe teritoriul Rusiei, și o să vin cu un exemplu destul de practic, teoretic, conținut a fost produs pe teritoriul rusesc. Cum interzicem acest conținut sau cum interzicem acest content? Iarăși, din punct de vedere practic, e destul de complicat. Noi avem posturi care nu sunt, apropo, iarăși, cu content în limba rusă, care nu sunt tocmai pe teritoriul rusesc. Ele sunt special create în spațiul altor țări. Nu știu dacă e cutent ca să fie interzis sau nu. Sensul este că nu putem să interzicem anume țara, putem să interzicem contentul, conținutul, canalul, postul de radio, după o evaluare clară. Război s-a început de relație cu Toma, ce și-a
Absolut de acord. Iarăși, noi ne referim la incertitudine. Nu zicem că statul nu ar trebui să aibă acest drept sau sub o formă sau alta să decidă. Cine va decide și cum noi determinăm că e a unui stat sau altul? Noi vedem foarte bine că propaganda acum vine din alte, din conținut produs pe teritoriul altor state, dar ea tot vine din partea acelei țări. Da, mai de asta ar fi bine să delimităm și să dăm aceste competențe Comisiei pentru situații excepționale. Noi le vom respecta în cazul în care se decide. Permit să vă rog să explic. Dumneavoastră îmi pare că discutați subiecte care de fapt ele nu sunt în lege. În lege nu spune că există obligație de a bloca site-urile unui stat. Haideți să luăm pe rând, sunt trei articole. Articolul 20 spune sistarea programelor audiovizuale, servicii mediovizuale, urma evaluării, care conțin informații ce afectează securitatea spațiului informațional. Deci de unde știi distribuitorul, cablistul TV, dacă programul X sau Y, peste o săptămână sau peste o lună, o să conțină careva informații care afectează securitatea statului nostru? Asta e o evaluare pe care el nici nu poate face. Dar referința este la state recunoscute drept agresoare, nu vă supărați. Deci noi chiar discutăm alte prevederi. Nu vă supărați, aici nu scrie nimic despre state agresoare. Aici scrie că pur și simplu distribuitori, articolul 20 din legea privind regimul stării de urgență. Aici scrie că de fapt distribuitorul trebuie anticipat, cumva să cunoască că conținutul pe care el îl va retransmite, el va conține careva informații, nu contează din ce stat. Că ele afectează securitatea informațională. De unde el să știe dinainte dacă el preia conținutul ăsta indirect și îl retransmite simultan? El habar nu are și el să conțină postul ăsta. Și dumneavoastră, de fapt, îl obligați pe dânsul ca el știe ce o să facă posturile sau toate site-urile din lume și să le blocheze dinainte. Asta e imposibil. Domnul Macovei a spus o frază foarte bună și dumneavoastră ați ratat-o. El a spus că în directiva europeană a comerțului electronic scrie că distribuitorii, furnizorii care transmit conținut prin internet sau prin alte mijloace de comunicații electronice, ei nu pot fi obligați să facă supraveghere generală a conținutului pe care îl transmit. Ei nu poartă răspundere pentru chestia asta. Pentru asta este nevoie de un ordin, a instanței judecată sau unui organ administrativ independent. Iar că atunci când un organ administrativ independent sau judecată decide că postul Sputnik sau Russia Today conține informații care sunt afectează securitatea statului, emite dispoziția respectivă și atunci distribuitorii și furnizorii de internet blochează aceste site-uri. Și okay, recent deci asta și vă referiți la faptul europeană. Că trebuie explicitată prevederea. Asta vederile care sunt scrise aici, ele nu fac referință la faptul că trebuie să existe asemenea ordin. Facem referință la acest lucru. Articolul 20 se referă la obligațiile distribuitorilor? Sunteți siguri de asta? Da, numai că obligația asta de a bloca nu e condiționată de faptul că există o constatare independentă de către un organ de stat că acest post sau acest site conține informații... Eu vă rog frumos să ridicați articolul 20 din legea privind regimul stării de urgență, pentru că eu nu sigur că astea sunt măsuri aplicabile de către distribuitorii de serviciu. Eu cred că asta sunt măsuri. Dar de către cine? Cine sistează? Cine o face? Distribuția postului. Stați puțin, cine poate să indice? Poate să vă indice cineva pe o instituție a statului. Aici vorbește nu cine indică, dar cine execută. Nu scrie aici că distribuitorii... Noi vă spunem care e practica. Corect. Aici cine face sistarea, aici... domnul Macovei? Cine face sistarea retransmisiei tehnic? Sistarea o face distribuitorul la modul practic, tehnic, iar indicația trebuie să vină din altă parte. Și eu de asta și vă rog să ridicați iată, articolul. Colegul meu asta și vă spune, cum încerc să vă spună, că nu este așa o indicație, nu este clar cine face această indicație. Ca să vă fie clar, vă rog să deschideți articolul 20, care doar se completează cu o literă, litera J sau câte aici a spus, da, J1, în care spune că ce poate să... Eu vă rog frumos să ridicați. Sistarea difuzării programelor audiovizuale și retransmiterii. Eu vă spun ce se întâmplă de fapt. Eu înțeleg ce aveți dumneavoastră în vedere. Dumneavoastră credeți că în baza acestui articol, Comisia pentru Situații Excepționale o să emită dispoziții unde o să indici post concret. Realitatea însă este diferită. În dispozițiile pe care le emit de obicei organele de stat, ele nu indică posturile concrete sau satele concrete. Ele pur și simplu fraza asta din lege o reproduc. Și mai departe, distribuitorii sunt acum suntem, acum suntem în stare de urgență și comisia a indicat din ce țări anume să asta fie e bine închise. Că acum a indicat, dar realitatea e alta. Nu suntem în realitate. Vă spun de unde e realitatea. E că, de exemplu, ați aprobat recent în Parlament o lege cu
cu interzicerea retransmisiunii posturi televiziune care conțin conținut militar și așa mai departe. Nu este așa. E fix aceeași situație. Nu există nicio indicație concretă care televiziune și pe care trebuie să o blocăm. Noi când ne adresăm la cea, spunem care sunt televiziunile cele. Nu, sunt determinate. Dumneavoastră confundați lucruri. Deci aceste propuneri despre care spuneți sunt în acest proiect de lege pe care îl discutăm noi acum. Pașa, propunerile noastre au fost transmise prin intermediul asociațiilor și ele prevăd la fiecare punct care scrie aici de specificat că acele programe sau acele site-uri se blochează care sunt indicate în listele aprobate de Comisia pentru Situații Excepționale. Iată doar asta cerim. Și atunci o să fie totul clar. Asta mi se pare o cerință logică din partea distribuitorilor, dar nu văd absolut nicio problemă. Comisia, tocmai dacă... de asta am și zis mai înainte, am înțeles ce spuneți, vom specifica, așa ca să fie foarte clar. Doamna președinte. Mulțumim. Și dacă tot suntem pe tema asta, un pas în urmă, fiind chiar legate. Da, vă rog și să vă prezentați, colegi, pentru... Moldova. Deci un pas în urmă. Noi vorbeam despre indicațiile executorii pe care le face SIS-ul. Dar confundăm două, deci acest concept în două situații diferite. Este situația cu cea care o discutăm astăzi, contracurarea dezinformării și asigurarea securității spațiului informațional. Și aici articolul 10 prim din legea privind SIS prevede lucrul dat. Da? Și deja ca să fie Consiliul Consultativ sau cum anume se definește informația asta, sunt aspecte tehnice care specialiștii lasă să spună. Dar mai este faptul că se completează și un alt articol din această lege, articolul 10, unde scrie că SIS-ul poate da asemenea indicații pentru înăturarea cauzelor și condițiilor. Păi ea, ca sub sintagma asta, SIS-ul de fapt îi atribuie atribuții de legiferare. Înseamnă că el poate să ceară oricui, orice. Fiindcă el consideră că asta, orice, oricui, cumva e cauza sau condițiile care prezintă careva pericol. Și propunerea noastră în contextul dat a fost că totuși despecificat că ceea ce poate solicite SIS-ul de la cetățeni, de la persoane juridice, asta să fie ceva ce ei sunt obligați să facă conform legii, dar nu ce crede SIS-ul că ei trebuie să facă. Și noi, din păcate, avem în trecut experiență că am primit multiple sesizări, ce drept nu de la SIS, de la alte organe, care foloseau un articol similar din codul de procedură penală, privind înlăturarea cauzelor și condițiilor de săvârșire infracțiunilor și ne puneau tot felul de obligații care nicăieri nu sunt în lege. Și se întâmpla așa cu orice polițist de sector să considera că el e parlamentar și el trebuie să spună că azi noi trebuie, de exemplu, să vindem cartiere preplătite numai în bază de buletin. Sau că noi, la vânzarea cartierei preplătite, trebuie să întrebăm dacă și scopul are de gând să folosească cartela asta și în și raionul are de gând să folosească. Adică niște stupidități enorme. Și din păcate, așa norme vaci, ele creează așa premise pentru unele abuzuri. De atâta propunerea care noi am fost, ca cumva norma asta să fie, orică să fie specificat că aceste cerințe pe care le înaintează SIS-ul, ele trebuie să fie bazate pe obligații a persoanelor vizate care este prevăzută de lege, sau, eu știu, dacă există deja articolul 10 prim, atunci norma asta să fie înlăturată complet, sau să aibă titlul de recomandare. Mulțumesc. Ok, mulțumim și pentru revenire. Cumva eu credeam că noi am analizat deja această parte și am zis că încercăm să luăm în considerare propunerile dumneavoastră pentru ca să avem un proiect pe cât se poate de explicit. Eu o să vă rog frumos, colegi, în acest moment noi suntem la 16:49. Din câte știu, nu este o altă ședință aici, deci cer permisiunea dumneavoastră, atunci vă solicit opinia, dacă putem să mai folosim o jumătate de oră, în cazul în care mai sunt multe propuneri. Eu așa am înțeles că partea de mai încolo a legii este foarte bună și lăudată de toată lumea, deci cumva... De cum? Nu neapărat. Da? Ok. Deci atunci propunerea asta ar fi să mai folosim maximum o jumătate de oră pentru a discuta și prevederile care îi vizează în special pe colegii noștri difuzori și distribuitori de servicii media, da? Și atunci o să vă rog, așteptăm mâini ridicate, ce ne sparge gheața pe acest aspect. Ok, vă rog, prezentăm și... Mulțumesc. Se aude, nu? Da. Valentin Aftene, Post TV, N4. Deci, punctual, vorbim de articolul 7, da? Da. La noțiunea securitate informațională, cuvintele din exterior se substituie din interior sau exteriorul țării. Eu am dat o căutare în lege și nicăieri n-am mai găsit noțiunea securitate informațională. Bun,
Dumnezeu binecuvânteze. Vreau să spun că noțiunea de dezinformare este foarte bună. Așa. Articol 5. Cazul serviciilor de televiziune, programe audiovizuale achiziționate peste hotare trebuie să provină să fie propuse în proporție cel puțin 50% din statele membre Uniunii Europene, SUA și Canada, precum și statele care au ratificat Convenția Europeană. Nu pot fi achiziționate programe produse de filiale sau reprezentanțe ale furnizorilor care provin din state care nu au ratificat Convenția. Indiferent de locul activității acestea. Vreau să, adică eu când citeam, am înțeles că nu pot fi achiziționate programe de către produs și filiale, dar poate fi achiziționate programe produse de însăși ei. Sau să are în vedere că, de exemplu, o întreprindere are o filială într-un stat membru a Convenției Transfrontaliere și el atunci o face, da? Da, de fapt, sunt situații concrete în care noi s-a întâmplat să vedem difuzori care au cumva, eu aș zice că asta e un fel de offshore-izare, da? Când este vorba de țara de origine. Deci au entități înregistrate în țări ale Uniunii Europene, dar conținutul produs este cel dezinformativ binecunoscut din țara care acum este agresor, da? De exemplu. Și astea sunt exemple vii. Deci la asta ne referim. Clar. Articolul 6, punctul 3, articolul 6, se instituie o obligație de a cumpăra, de a rezerva operelor audiovizuale europene de producători independenți din Republica Moldova cel puțin 10% din timpul de emisie a fiecare serviciu. La moment noi avem 51 de canale în Moldova, 10% din emisie, asta e undeva 3500 de ore pe lună. Deși să în dispozițiile tranzitorii se stabilește că pentru asta se dau 2 ani, dar noi nici peste 10 ani n-o să avem și nici nu prea văd sensul. 3500 de ore pe lună, asta e foarte mult. Cu condiția că nu se închid canalele, dar canalele o să se închidă, o să mă refer la asta mai jos, că se închidă mai mult de jumătate de canale. Asta e una. 4. Aha, da, cel mai interesant. În vederea protejării spațiului audiovizual național, furnizorii de servicii media nu vor difuza, iar distribuitorii de servicii media nu vor retransmite programe audiovizuale care au fost inițial produse în state care nu au ratificat Convenția Europeană, cu excepția filmelor artistice și de scurt metraj. De scurt metraj tot artistice sau documentare, nu este clar, care nu au conținut militar, precum și emisiuni de divertisment care nu au conținut militar și nu sunt produse în state membre. Dumneavoastră ați fost întrebat, domnule președinte, când s-a votat asta, dacă e vorba de Juravli acolo, nu știu ce film acolo, că nu s-a putea depus. Și dacă noi până acum am vorbit despre securitatea informațională și dezinformare și așa mai departe, în cazul dat, noi ne deplasăm de la domeniul informațiilor publice spre domeniul cultural. Și, nu știu, probabil ar trebui de interzis și cărțile care sunt cu tematica militară, dar până când s-o vorbește doar despre produsele audiovizuale. De remarcat, că aici nu e vorba doar de Rusia, hai să nu umblăm cu eufemisme. Aici e vorba și de Japonia, aici e vorba și de India, și de Mexica, și de toată America Latină. Israel, da, exact. Noi nu mai putem spune filmul care mie, de exemplu, personal îmi place, Akira Kurosawa, Șapte Samurai. El are acolo ceva cu militare, acolo sunt niște samurai, nu știu ce acolo. Și gata, nu mai putem să-l punem pe post. Asta e o problemă. Trebuie să constatăm că asta, formularea care a fost făcută pe timpul lui Plahotniuc era mult mai reușită, pentru că ea se referea doar la aspectul informațional și pur militar. Conform prevederii astea, noi nu putem să punem pe post filme făcute de ruși sau japonești despre pinguini, pentru că ele nu sunt de divertisment, despre cosmos, despre alte chestii. Mi se pare că asta e
foarte exagerat și în sensul Constituției limitează libertatea de exprimare la maximum. Și eu personal văd asta ca ceva potențial neconstituțional. Și dumneavoastră, ce propunere ați avea ca în loc de divertisment să avem și alte aspecte, da? Să ne întoarcem la propunerea... cu caracter educativ, da, sau de care... Da, să ne întoarcem la formularea legii veche din cod, care a fost destul de reușită, pentru că ea interzicea tot și analitic, informațional analitic, militar și așa mai departe. Și nu ne băgăm în domeniul culturii. Eu înțeleg ce spuneți, dar dumneavoastră cumva neglijați faptul că foarte multe produse media, filme, care nu neapărat... au valoare. Eu nu vreau să mă refer acum la valoare, dar neglijați aspectele de propagandă care sunt prezente mereu și întotdeauna. Da? Deci eu aici cred că noi chiar avem o problemă și mie mi se pare cel puțin incorrect să dai exemplu de un film care este de fapt un film cu caracter anti-război în calitate de film despre război. Foarte deci aici un pic e altă situație. Este foarte greu de delimita. Dar în situația noastră concretă, acum, deci noi am vrea propuneri din partea dumneavoastră care să ne ajute, da? Eu înțeleg ce ni se întâmplă și din cauza irresponsabilității unor guverne, ce ajungem să facem? E adevărat că eu nu știu în grila distribuitorilor câte programe din Japonia și câte programe din Australia avem noi, deci dacă avem, vă rog să ne spuneți, poate mă abonez și eu, la ceea ce am eu abonat acasă, niciuna. Nu este niciunul, nici într-o grilă au fost. Care am fost eu au fost. Abonată. Eu personal am furnizat la Moldova una dată mai mult seriale australiene, așa că asta au fost. Deci, furnizorii. Da, furnizorii privați de servicii la articolul 6, de ce nu citiți litera B? Poate e mai bună ca A. Nu vor difuza, nu vor difuza. Păi foarte bine, aici n-am nicio... Da, sigur că da. Nu, aici e vorba indiferent de proveniența lor, aici bun, hai, mergem mai departe. La punctul 6, articolul 28, articolul se completează cu alineatul 3.1. Furnizorii privați de servicii medie care au printre fondatori sau proprietari beneficiari autorități, instituții publice altor state, nu au drept să difuzeze comunicări comerciale, audiovizuale, cu excepția celor de autopromovare. Noi am avut așa două televiziuni, una era RTR-ul și una TVR-ul. RTR-ul din decembrie nu mai are acolo așa fel de fondatori și a rămas TVR-ul. De ce trebuie pedepsiți așa de tare, eu nu știu. RTR-ul nu mai are fondatori? Da, întrebați, da, din decembrie anul trecut. Cred că nu e chiar așa, cel puțin ceea ce este disponibil în spațiu public e altă situație. Nu, dar haideți că... așa este, că să confirme domnul Sergeiev. Dreptate, clar. Da, trebuie să stăteți bunișoare. Okay. Așa, la articolul 84 la sancțiuni se exclude în cazul nerespectării prevederii de a face zilnic 8 ore canale naționale și 4 ore canale regionale produs autohton, se exclude avertisment public, că este gradual să aplică, se exclude și rămâne deodată amendă, da. E foarte greu, doamne președinte, e foarte greu de a face 4 ore, de a face 8 ore zilnic, mai ales că noi vorbim iarăși de 51 de canale,
Asta e vorba de undeva de două săptămâni concomitent în același moment trebuie să fie două săptămâni. În această oră trebuie să fie, dacă să luăm toate canalele. Asta e foarte greu. Nici îmi pare că trebuie o lecuțică mai moale în situația dată. Așa. Tak. Și încă ceva. Nerespectarea amendei de... Așa. Da. 8.1. Se sancționează cu suspendarea dreptului de a difuza comunicările comerciale de la 6 până la 12 luni furnizorii de servicii media care au comis repetat acolo niște careva încălcări. Vreau să vă spun că, în opinia mea, este mai mult decât suficient suspendarea de a plasa publicitate de la 3 până la 15 zile și explic de ce. O televiziune de partid sau o televiziune finanțată din bani exteriori poate să suporte așa sancțiuni, 6 luni sau 12 luni fără publicitate. O televiziune independentă, un post de radio independent, fără publicitate, 3-15 zile, moare. Așa că asta e absolut exagerat și asta practic e pedeapsa capitală. Adică nu trebuie de... Și asta noi să ne referim și mai jos la distribuitorii de servicii. Cum vă închipuiți dumneavoastră, Starnet-ul, de exemplu, mă scuzați că folosesc un denumire, altcineva, oricine, să fie lipsit pe 6 luni de posibilitatea de a exercita serviciile sale. Asta e pedeapsa capitală, e destul 3 zile, 15 zile și s-au dus toți. Eu înțeleg ce spuneți dumneavoastră, dar astea sunt sancțiuni pentru încălcări. Deci, în cazul în care nu există încălcări, nu vorbim de sancțiuni. Dacă îmi permiteți, am văzut aici mână ridicată și după aia dumneavoastră, da? Vă rog. Da, bună, Adrian Buraga, director Jurnal TV. Mi-mi pare rău că pentru televiziune a fost rezervat cel mai puțin timp, chiar dacă acoperă un spațiu mult mai mare. Eu nu o să mă refer la spațiu online, chiar dacă și aici aș fi ce adăuga, pentru că televiziunile, de fapt, tot au o cotă foarte mare de content online. Tot noi suntem cei care producem și știri și contentul pentru online. Dar vreau să mă refer la televiziuni. În primul rând, trebuie să luăm act toți colegii de la masa asta, că astăzi vorbim despre interesul național, dar nu despre interesul personal. Nu interesul personal al persoanelor fizice sau persoane juridice. Noi astăzi suntem într-o situație fără precedent, cu un război aici, lângă noi, și după 3 stări de urgență, cum au spus colegii, respectiv, deciziile care trebuie luate astăzi sunt mai mult ca niciodată necesare și trebuie luate dur în contextul în care ne aflăm astăzi. Foarte scurt, să mă refer la conținutul local, nu este imposibil, este posibil să producem conținut local acasă, cu oameni mulți, cu costuri mari, dar să-l producem acasă. Suntem gata să respectăm orice prevedere legală care o să fie aprobată, inclusiv să respectăm tot codul audiovizual care este și care o să fie îmbunătățit, respectiv susținem această lege și milităm pentru ea. Sigur, cu îmbunătățirile care au fost spuse recent. Mulțumesc! Uite, să îmi cer scuze, n-am terminat, deci punctul 10 cu semnul 1 și 10 cu 2 e pur și simplu diferența de sancțiune, dar textul e identic. Probabil e o greșeală tehnică, ea trebuie... La articolul 45, deci la pagina 13, 10.1, 10.2, da? 40.000, 70.000, 70.000, 100.000. Diferența dintre dânsele nu este... Da. Și respectiv la 10 cu indicele 5, iarăși, probabil s-au avut în vedere altceva, 10-1, 10-3, probabil trebuie și 10-4, probabil trebuie 10-3, dar nu e clar și cu 10-1, pentru că el e identic cu 10-2. Ok, o să verificăm numerotarea, asta e o chestie tehnică. Da. Da, da, asta, da, 10.1, 10.2 nu e tehnic, acolo e de principiu.
Și apropo, iată, vreau să nu numesc critic, dar și să laud. Se sancționează cu retragerea dreptului de a difuza, publica publicitate comercială și electorală contra plată pe o perioadă de 7 zile. Păi 7 zile este ceva mai rațional, da, de exemplu. Nu, dar nu 6 luni și 12 luni, ca în cazul precedent. A fost acolo o mână ridicată, cred că ar fi corect. Vă rog, monopolizăm discuția cumva. Vă rog, foarte mult... Trebuie la ăsta, intrarea în vigoare. Dacă putem aici să revenim la sfârșit, da? Pentru că ne oprim la articolul 7 și după asta revenim. El se referă doar la articolul 7, da? Pentru că se exceptă punctul 3, da? Se dă 2 ani. Și eu cred că asta ar trebui de dat nu numai la aliniatul 6 articolului 6, dar și la aliniatul 4. Ok, mulțumim. Vă rog. Добрый день, Наталья Полякова, телеканал ITV. Я хотела бы отметить, что как пропаганда, так и собственное производство, все это зависит от финансирования канала, не в последнюю очередь. Поэтому, когда мы говорим о собственном производстве, нам надо понять, откуда финансируется канал. И когда он не финансируется из рекламных средств, то производить что-то самостоятельно, получается, нужно либо от грантов, либо и извне, да, каналы финансируются. И то, и другое не называется независимым телеканалом. Независимый телеканал, в моем понимании, это телеканал, который как раз не зависит от финансирования, которое бы диктовало ему, что ему делать. Что хочу сказать в этом случае? В этом случае надо посмотреть доходы каждого телеканала в отдельности, да, это очень важно. Тогда можно будет понимать, сколько этот канал действительно может производить собственного производства. Более того, если каждый телеканал будет производить, скажем, вот мы показываем больше сериалов, наш телезритель, аудитория сериалов. Если мы сегодня начнем, мы не можем производить сериалы, значит, мы вместо этого будем производить непонятно как бы что, нам непривычное. Если так повторят все телеканалы, то есть они не будут делать то, что они сегодня показывают зрителям. Те же мультфильмы, те же сериалы, те же даже развлекательные программы. У нас могли делать только телеканалы Плохотнюка, буду называть вещи своими именами, куда вливались миллионы денег, понимаете? Или же каналы с большими грантами. Но это не всем давно, скажем так. Поэтому давайте смотреть на финансирование телеканала и смотреть, сколько этот телеканал может производить, и потом от него требовать. Либо государство каким-то образом, если поддерживает телеканал, с него можно требовать. Диктовать телеканалу, если мы говорим о независимом телеканале, что давайте вы все телеканалы будете 8 часов производить одно и то же, новости, к примеру, потому что мы ничего больше другого не придумаем, понимаете, мы сериалы снимать не сможем. Значит, мы будем... А сегодня, когда у нас пропаганда, фейки, мы не можем даже определиться, что это такое, как с этим бороться, так, может быть, в это время надо сократить существенно производство, а не повысить. Дать 8 часов, делайте, что хотите, а мы потом будем разбираться, где фейк, а где пропаганда и где вы это взяли. Ну, это так, такое предложение, как бы, может быть, только на время ЧП есть в этом какой-то смысл. А в принципе, все, ноги растут от финансирования. И давайте посмотрим на рекламный рынок с 2017 года, как он был захвачен. Что было с ним дальше, когда работали в картельном сговоре, и что мы имеем сегодня. Давайте посмотрим на телеканалы, от кого они зависят, да, и потом тогда можно уже ставить строгие штрафы, претензии. Я не против того, чтобы наказывали строго за пропаганду, особенно в это время. Я считаю это верно. Но так же самое, есть презумпция невиновности. Мы не можем сегодня закрыть канал, потому что вот мы так решили. А потом будем судиться, через полгода хотите, открывайтесь. Ну и что, что вы не смогли сохраниться, канал исчез. Таким образом можно любой неугодный канал убрать. Да? Doamna președinte, dacă îmi permiteți, doar cu titlul de replică, că nu pot să nu spun nimic. Dumneavoastră, când ați primit licență, știți codul? Era codul audiovizual cu aceste norme. Da. Stați pe o frecvență care e un bun public reglementat de lege. Asta e legea. Dacă în momentul în care ați venit pe piața asta și era o lege obligatoriu să produceți tot 8 ore, nu. Deci trebuie de fapt să produceți 4 pe care le puteți relua. Care e problema?
nu puteți produce, ocupați-vă de alt business, este lege, este, frecvențele sunt bun publici, nu este a dumneavoastră proprietatea privată. De aceea și există lege. Legile sunt cu anumite restricții, este adevărat. Noi trebuie să dezvoltăm produsul audiovizual, nu să reducem volumul de produs, dar din contra, să creștem acest volum. Совершенно верно. Мы тоже за развитие собственного продукта. Мы тоже хотим его производить больше и отличаться от других каналов. Мы тоже хотим иметь на это финансирование. Мы тоже хотим заработать от рекламы для того, чтобы иметь на это деньги. Да? Мы тоже хотим позволить, чтобы нам дали возможность работать в этой стране. Мы также создали рабочие места. И когда мы получили лицензию, законы были чуть-чуть другими. Дальше законы... Ну, vă puteți dezvolta, să dezvolte alții. Care e problema? Da, eu nu văd. Dacă se poate. Vremea Plahotniuca, развиваться было невозможно. Știm foarte bine cum ați lucrat pe timpul Plahotniuc. Știm foarte bine. Foarte bine, dacă voi știți, dar noi știm că noi nu avem așa putere și nu avem așa bani să dezvoltăm. Doamne, este lege, este proprietatea publică, frecvențele. Da, dacă, frecvențele se cesionează în anumite condiții. Punct. Мы хотим выполнять законы. Мы просим просто, чтобы учли всего лишь наше мнение. Мы говорим, как мы работаем, с чем мы сталкиваемся. Мы не будем прикрываться, что мы можем делать, мы можем и 10 часов делать, и 12, мы можем. Но что это будет за качество? Все-таки. Конечно, мы будем покупать у наших коллег, как-то договариваться, их видео. И что это будет? Все каналы будут показывать одно и то же. Для этого есть госканал. Он может показывать то, что... Dacă pot să intervin aici, colegi, pentru că, pe de o parte, este absolut adevărat, prevederile cu privire la partea de produs autohton nu sunt de ieri de azi și nu sunt nici măcar de 2-3 ani, dar sunt foarte, foarte vechi. Dar vreau să remarc din ceea ce spunea doamna Natalia acum, eu sunt absolut de acord că pe partea de finanțare absolut toată lumea trebuie să fie transparentă. Indiferent de faptul, și aici îmi permit o remarcă, deci orice acțiune de finanțare care este ilegală trebuie să fie contracarată. În momentul în care cadrul legal permite o finanțare care poate să vină din surse de publicitate, înseamnă că aici trebuie să ne apucăm serios și noi asta vom face pe partea de publicitate și de înțelegeri de cartel și de tot ce se întâmplă în sectorul publicitate, deci trebuie să fie ordine. Și aici este nu doar acțiunea noastră ca legiuitor sau acțiunea Consiliului Audiovizualului ca organ de monitorizare și reglementare sau a Consiliului Concurenței, deci problemele sunt foarte multe și noi chiar vrem să încercăm pas cu pas să le rezolvăm pe toate. Încă un moment important aici, deci ziceam, dacă este permisă partea de granturi și asta nu este ilegal, important este să fie transparent. Aveți dreptate, așa ca și pentru organizații neguvernamentale, capacitățile de a face ceva și de a câștiga un proiect sunt diferite în toate situațiile dumneavoastră, probabil. Dar transparența cu privire la sursele financiare, deci eu personal nu înțeleg ce înseamnă în cazul acesta, când ești un organ de media, da, o entitate de media, ce înseamnă secret comercial la sursele de finanțare. Eu personal nu înțeleg lucrul acesta și nu cred că este corect și aici trebuie să intervenim. Deci transparența trebuie să fie maximă. Mai mult de atât, eu cred că noi vom întreprinde și acțiuni în continuare pentru ca să avem și un program național de sprijin pentru media. Nu este ușor, nu este deloc ușor și colegii care cumva au analizat mai bine aceste aspecte știu ce înseamnă asta. Dar un program în care să poată să fie sprijinite programe ale televiziunilor de interes public, asta noi neapărat vom face. Deci este adevărat că nu se va întâmpla peste noapte și asta și în special în condițiile noastre de acum, pe cât este de important să facem acest lucru, pe atât va depinde și de situația noastră și în regiune ce se va întâmpla, situația noastră economică și tot. Dar sunt lucruri importante pe care le-ați menționat dumneavoastră și trebuie să vedem cum procedăm. Я буквально еще одно слово. Я к тому, что вы сказали, это бизнес, и если не получается и так далее. Вы понимаете, только у очень богатых людей получится работать без рекламы, или же с рекламой, но делать 8 часов производства. Одна минута рекламного ролика, вы, наверное, знаете, сколько стоит, да? Не сделать, вот сделать ролик, да?
А представьте нам делать 8 часов. Сколько это стоит? Не 8, а 4. Давайте будем говорить честно. Не 8, а 4. Даже 4. Вот 4. Вот так 8 или 4? Смотрите, 4 один, час программа делается целый день целым коллективом. У нас коллектив 20 человек, у кого-то коллектив 300 человек. Они, конечно, смогут, наверное, сделать 4 программы, но это уже технические нюансы. Не миллиардерам должны принадлежать телеканалы. Не на этом мы должны основываться. Скузи, да, volumul de producție autohtonă trebuie să fie în creștere, nu în descreștere. Noi avem și alte subiecte. Da, colegi, eu regret foarte mult, nu în zadar, spuneam, situația este de așa natură că noi în scurt timp va trebui să eliberăm acest spațiu. De asta am propus să mai stăm încă jumătate de oră. Eu în acest moment, cu scuzele de rigoare, sunt nevoită să vă rog, în special colegii difuzori și distribuitori, dacă putem să ne întrunim într-o sesiune complementară, fiindcă peste exact 4 minute aici are loc altă ședință. Pentru vineri dimineață sau vineri după masă, noi am putea să convenim acum ca să nu mai intervenim cu încă un mesaj suplimentar către dumneavoastră și cu confirmări. Putem să convenim? Ok. Atunci o să vă rog frumos, dacă se poate, să convenim și o oră. Am putea în prima jumătate a zilei? Pentru noi cred că ar fi mai ușor. Sau după masă mai bine? Oricum vom reveni cu informația către dumneavoastră, dar haideți cel puțin să stabilim o oră. Două, trei, cum este mai bine pentru dumneavoastră? Da. La două este bine? Încercăm la două? Ok, deci atunci noi o să revenim și o să vă rugăm doar să confirmați cei care avem deja adresele dumneavoastră, o să vă rugăm doar să confirmați ca să știm ce sală să rezervăm, da? Poftim? Noi o să vă contactăm, colega mea Natalia Gurduza o să vă contacteze și o să vă rugăm să confirmați. Permiteți-mi să zic încă o dată, mulțumim foarte, foarte mult. Ne vedem atunci vineri la ora 2 și continuăm. Mersi mult! Înțeles, se prelungește asta, cum se numește, situația asta excepțională. Starea de urgență? Da. Eu nu am urmărit, nu știu, am văzut astăzi un anunț, dar n-am deschis, n-am citit. Și toate canalele rusești o să arate...